Doamnelor și domnilor, vă spun bună ziua, bine ați venit și îmi permiteți ca să declar această ședință întrunirea noastră deschisă. Eu vreau să vă anunț că, conform comunicatul care mi-a transmis grupul de protocol, sunt deja aproape toți invitații, cu excepția unor oameni probabil care nu au putut să se prezinte, de aceea o să-mi permiteți să începem lucrarea care a fost preconizată. Eu salut deschiderea forumului public. Este o inițiativă a conducerii țării. Noi considerăm că situația este de așa natură că noi trebuie să ne întâlnim, să ne sfătuim împreună cum să procedăm mai departe, fiindcă situația nu este simplă. Și toți cetățenii așteaptă soluții. Cred că este mai bine atunci când se întâlnesc oficialii statului cu cetățenii în situația dată și să vedem care vor fi propunerile și posibilele soluții pentru a ameliora situația din țară. Am convenit ca să nu fim învinuiți că conducerea își asumă rolul de conducător acestei ședințe și să-și dicteze, eu știu, intențiile sale, care vor fi interpretate, vă dați seama cum. Noi am hotărât să invităm ca să conducă cu ședința moderatori imparțiali, oameni care nu sunt implicați în acțiuni politice. Și de ce l-am invitat, i-am propus domnul Smochescu Nicolae, care este prezent aici, îl cunosc toți, fost judecător la Curtea Constituțională, profesor din domeniul academic, și pe domnul Belostecnic Grigorie, care este președintele Consiliului de Rectori în țara noastră. Și mi se pare că o să le dăm posibilitate ca ei să organizeze să modereze situația. De ce le oferim cuvântul domnilor sale și poftim domnul Smochescu sau domnul Belostecnic. Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte. Mai repet, mult stimate domnule președinte al Republicii Moldova, mult stimate domnule președinte al Parlamentului, mult stimate domnule prim-ministru, onorat public. Vă rog să ne îngăduiți pentru început să le aducem mulțumiri organizatorilor pentru ocazia pe care ne-au oferit-o, mie și colegul meu, domnul profesor Smochescu, una onorabilă, dar și responsabilă de a fi implicați în calitate de moderatori în lansarea acestui dialog, accentuez lansarea, ceea ce înseamnă că va continua, a primului forum public, iar dacă este anunțat ca fiind primul, înseamnă că se dorește să mai urmeze și altele. Și deja în calitatea anunțată ne permitem să salutăm inițiativa celor trei conducători ai statului, lansată la 8 octombrie 2015, intitulată Apelul public pentru un dialog social. Chiar dacă poate fi considerată a fi un pic întârziată, ori anume dialogul, discuțiile, dezbaterile sunt ceea ce ne-a lipsit mult în ultimul timp. Totodată considerăm absolut legale și întemeiate drepturile cetățenilor Republicii Moldova de a protesta, inclusiv pe piața Marea Adunării Naționale și de a înainta revindicări pentru a schimba lucrurile spre bine și care merită să fie auzite, bănuiesc că vor fi abordate și în cadrul acestui forum. Vrem să vă informăm că au fost invitați în vedere participării la acest forum conducerea de vârf a Republicii Moldova, domnul președinte Nicolae Timofte, domnul președinte Andrei Ancandu, domnul prim-ministru Valeriu Streleț, lideri ai fracțiunilor politice din Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanța administrației publice locale, parteneri sociali,
reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai mass-media, mediul academic, mediul de afaceri, economiști, mediul de creație, foști lideri de stat, lideri politici în Republica Moldova, comunități etnoculturale, mediatori, au fost invitați observatorii externi și alte persoane pe care vă salutăm și vă zicem bine ați venit la acest forum. Stimați colegi, onorată asistență, suntem convinși că în situația în care ne găsim, orice propunere argumentată și rațională din punct de vedere social și economic care va fi înaintată în cadrul acestor discuții vor fi binevenite și eu vă îndemn pe toți la dialog. Domnule profesor. Mulțumesc. Onorată asistență, așa cum a spus colegul meu, începem lucrările acestui for și avem din partea moderatorilor o singură rugăminte, ca pe parcursul lucrărilor acestor for, tot cei care vor avea discursuri, care vor solicita și vor avea discursuri, să fie laconici, să vină cu argumente și să înțeleagă că doritori de a vorbi sunt foarte mulți. În rândul nostru, noi vom încerca și sper că vom reuși să asigurăm o atmosferă bună de lucru. Mulțumesc! Dorim să vă mai informăm că nu avem un scenariu bine determinat și chipzuit din timp, cu excepția poate primelor trei intervenții, urmând ca ulterior fiecare din cel prezent la dorință să-și poată expune părerea și atitudinea față de ceea ce este și se întâmplă astăzi în Republica Moldova, urmând ca la sfârșitul acestei întâlniri să decidem cum vom participa și cum vom proceda ulterior. Onorată public, permiteți-mi să-l invit la microfon pe domnul președinte al Republicii Moldova, excelența sa, domnul Timofte. Domnul Nicolae Timofte. Domnilor și domnilor, stimați prieteni, domnule președinte al Parlamentului, domnule prim-ministru, stimate domnule prim-președinte al țării Mircea Smeguri și mă adresez către toți cei prezenți. Astăzi vom avea aici o discuție despre noi și despre problemele noastre. Sunt aceleași probleme care se află pe buzele oamenilor de mai multă vreme, despre care se vorbește insistent de la microfoane și megafoane, cu voce tare, în tot spațiul public, în presă, în stradă și peste tot, inclusiv și peste hotare. Sunt probleme reale, care afectează viața tuturor cetățenilor și a întregii noastre țări. Este cazul să ne oprim măcar pentru un timp scurt din această vâltoare de evenimente, din avalanșa de declarații, învinuiri reciproce, revendicări posibile și imposibile și să analizăm ce avem de făcut. Pornesc de la premisa că lucrurile bune se realizează pe îndelete, fără patimă și emoții, prin consens și bună înțelegere. Mă bucur că multă lume bună a aderat la această abordare și a consimțit să dea curs invitației de a pune bazele unui acord comun pe care l-am numit Pact Social între grupurile politice, sociale și civile din țară, care sunt dispuse să acționeze în acest sens și au un cuvânt de spus. Am ajuns prea departe în ridicarea unor bariere între aceste grupuri, dar eu cred în capacitatea noastră de a elimina diferențele ce se separă și a pune în față interesul comun. Scopul nostru este simplu: de a ne dezvolta ca o comunitate democratică în care să fie un loc sub soare pentru fiecare, pentru orice familie, orice tânăr, orice bătrân și orice copil. Este paradoxal, dar într-o țărișoară atât de mică cum este Republica Moldova,
spiritele s-au încins peste măsură. Prea multe tabere într-un spațiu atât de mic, zic eu. Ceea ce cred că trebuie să avem acum în minte și în cuget este instinctul de supraviețuire. Altfel, riscăm, vorba marelui nostru clasic Ion Creangă, să ne tăiem craca de sub picioare. Am sentimentul de mai multă vreme că disensiunile care ne domină vor fi și sunt deja folosite de forțele anti-europene și neosovietice pe care le cunoaștem cu toții pentru a da peste cap toate începuturile bune pe care le-am realizat de-a lungul anilor. Stau la pândă și se manifestă zgomotos și sfidător o seamă de aventurieri politici finanțați din surse oculte. Eu doresc să folosească zbaterea noastră internă, ei doresc să folosească zbaterea noastră internă pentru a ieși în față pe post de falși apostoli. Pe de altă parte, afirm că nu s-ar fi ajuns în această situație dacă ar fi existat mai multă responsabilitate la nivelul instituțiilor publice și a oamenilor politici. Sunt profund dezamăgit de modul în care se înțelege la noi, de către unii decidenți politici, ideea de guvernare, doar în sensul de căpătuire în dauna celor mulți și necăjiți. Funcționarii noștri publici, printre ei unii finanțiști, economiști, judecători, procurori, trebuie puși la respect. Ei trăiesc într-o lume paralelă, cu gândul la beneficii personale, cu dispreț față de oamenii simpli și fără nicio tragere de inimă față de obligațiunile pe care și le-au asumat benevol față de oameni și de stat. Să recunoaștem, aceasta este stare de lucru în zona publică, cu excepțiile de rigoare. Să deschidem ochii și să vedem încotro ne îndreptăm. Am semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană care ne-a finanțat generos și ne-a deschis granițele pentru piața de muncă și cea de desfacere a mărfurilor, pentru libera circulație a cetățenilor. Însă nu ne vom putea considera europeni dacă vom continua să trăim după niște precepte învechite care astăzi nu mai rezistă. Mă opresc aici din aceste considerații pentru a vă da posibilitate și dumneavoastră să vă expuneți punctele de vedere. Ne propunem să avem o discuție preliminară pentru ca ulterior, dacă vom conveni împreună, să înaintăm către decizii și măsuri care să limpezească lucrurile în zonele dureroase și fierbinți, care nu suportă amânare. În această sală avem oameni dintre cei mai de seamă din țara noastră. Factori de decizie, lideri de opinie, activiști, savanți, cetățeni, patrioți ai acestei țări. Poate că această formulă nu este în totalitate reprezentativă. Cu siguranță însă că pe parcurs vom auzi și alte voci dornice să-și aducă contribuția la stabilirea unui consens în societate. Dorim să auzim idei constructive în nota calmă pe care am solicitat-o, cu conștiința faptului că nu ne propunem să epuizăm astăzi toate temele de discuție. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte! Până a prezenta cuvântul domnul președinte al Parlamentului, Andrean Candu, vreau să vă informez că
La forul de azi participă 75 de participanți din cei invitați, circa 100, 44 de jurnaliști acreditați pentru a mediatiza acest eveniment. Totodată mă adresez tuturor și inclusiv telespectatorilor, în spatele nostru sau în dreapta, în colțul drept al sălii, se află afișate adresa electronică și pagina președinției, la care se pot adresa orice cetățean al Republicii Moldova care vine cu sugestii, opinii sau propuneri privind problematica care va fi examinată astăzi și în viitorul apropiat. Mulțumesc și acum prezint cuvântul domnului Andrian Candu, președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Distinși participanți, onorată asistență, dați-mi și mie voie să vă salut și să-mi exprim aprecierea pentru faptul că ați dat curs acestei invitații. Consider sincer că Republica Moldova trece printr-o perioadă dificilă. Fără a intra în discuții pe marginea neapărat în detaliu a cauzelor și motivelor, trebuie să recunoaștem că guvernarea a făcut și greșeli. Bineînțeles, e nevoie de o analiză a tuturor greșelilor, să tragem concluzii și să venim cu noi soluții. Cert este însă faptul că noi avem nevoie de deschidere, deschidere care evident să ducă la un dialog constructiv, fiindcă doar din deschidere și dialog vom găsi împreună soluții. Partenerii noștri de dezvoltare și țările prietene ultimul timp au venit cu mai multe mesaje, dar cel mai important mesaj pe care reușesc să-l văd cu o frecvență mai mare este faptul că noi avem nevoie de evoluție, de un progres și nu de revoluții. La această oră este cazul să avem un dialog sincer și asta este de fapt menirea acestei mese sau acestui eveniment. Să trecem, dacă este cazul, și în revistă trecutul, dar în mod special să vorbim despre viitor. Așa cum spunea și domnul președinte Timofte, sunt și lucruri realizate și semnarea acordului de asociere, liberalizarea vizelor sunt niște piloni importanți ca și rezultate. Dar avem și angajamente. Angajamente atât în exterior cât și pe interior. Avem nevoie de acțiuni, mai puțin declarații, și este cazul să suflecăm mâinile și să ne apucăm de lucru. Unele chestii deja au început să fie realizate. Există și un program de guvernare destul de ambițios. A fost o primă discuție și cu cei de la Fondul Monetar Internațional. Avem angajamentele noastre și un calendar bine stabilit și în privința a tot ceea ce înseamnă implementarea acordului de asociere. Dar trebuie să mai facem un lucru foarte important prin toate acțiunile noastre, și anume să recuperăm încrederea cetățenilor față de instituțiile statului și față de guvernare, indiferent de culoare politică. Dacă ar fi fost poate întotdeauna atât de simplu ca în stradă sau prin stradă să rezolvăm problemele, dar cu siguranță, cu regret, nu întotdeauna strada este și soluția. Dacă am ieșit în stradă și am trăit mai bine, dacă am ieșit în stradă și am găsit justiție, dacă am ieșit în stradă și am găsit și bani sau am negociat mai ușor cu Fondul Monetar Internațional, cu siguranță v-aș îndemna pe toți să ieșim în stradă. Dar la un moment dat vine și momentul unor acțiuni bazate pe niște decizii foarte înțelepte și toate să stea la baza, dacă vreți, a unui singur pilon. Dragostea față de țară și patriotism. Fiindcă
În final, asta ne dorim. Să modernizăm țara, să o dezvoltăm în așa fel încât să asigurăm o viață mai bună cetățenilor și să asigurăm o viață mai bună în această țară. Mă voi opri aici, fiindcă menirea acestui eveniment, în primul rând, e să vă ascultăm și pe voi, pe toți cei invitați la eveniment, discuții sincere, discuții care, în final, sper foarte mult că se va realiza printr-o înțelegere, pact, numiți-l cum vreți, un gentleman agreement, în așa fel încât, ulterior, să avem și o foaie de parcurs și un plan de acțiune. Vă mulțumesc foarte mult și succese acestui eveniment! Vă mulțumim, domnule președinte, pentru constatările și îndemnul pe care l-ați adresat și care cu certitudine vor fi abordate, discutate în cadrul acestui forum. Iar acum vreau să-l invit cu un discurs pe domnul prim-ministru al Republicii Moldova, domnul Valeriu Strileț. Mulțumesc, certitudine nu va fi un mare discurs, va fi doar câteva reflecții simple, scurte, distinsă audiență. Vă salut și eu, stimați domnilor președinți, lideri de partide, domnule ex-președinte Mircea Snegur, stimați domnilor ambasadori, din perspectiva mea personală și a guvernului, este absolut evident că avem nevoie de schimbări. Lucrul ăsta a fost înțeles atunci când am elaborat programul de guvernare și am propus mai multe capitole de reforme, de schimbări. Cine a avut răbdarea să citească, ar fi înțeles că cam ceea ce se aude în stradă, în majoritatea cazurilor, e și un obiectiv al nostru de a asigura funcționalitate, independență, depolitizare, schimbări la toate instituțiile și așa mai departe. Guvernul a început prin mai multe acțiuni pe mai multe domenii. Dacă ar fi să le structurăm așa foarte succint, noi am actualizat planul de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere, ca să știm exact unde avem întârzieri și cum trebuie să le recuperăm. Ne-am concentrat pe stabilizarea macrofinanciară prin curățirea și asanarea sectorului bancar, pe de o parte, negocieri cu Fondul Monetar Internațional și stabilizarea relațiilor cu ceilalți parteneri de dezvoltare. Am lansat reevaluarea strategiei anticorupție și altor procese care vin să vadă ce nu merge în justiție și în sistemul anticorupție. Am pornit reforma sau un proces de sistematizare a direcțiilor principale de reformă a administrației publice prin crearea Comitetului Național pentru Reforma Administrației Publice și stabilirea direcțiilor principale unde urmează să activăm. Ne-am concentrat pe problematica energetică, stabilind cu partenerii noștri români acțiuni concrete, cum să facem ca să ne interconectăm mai repede la rețelele energetice europene și să nu plătim costuri exagerate și să fim dependenți de furnizarea de energie din Est. Ne-am axat pe direcții principale care vizează reglementarea problemei transnistrene și menținerea unei stabilități interne care vizează aspectele de plăți sociale, curente, salarii, indemnizații, pensii, executarea bugetului. Toate acestea și multe altele care încă le avem în față, evident că pot fi realizate în condițiile unei stabilități politice. Ori, nu este deloc simplu ca la 35-a zi de activitate în guvern să te pomenești sub ferestrele guvernului cu câteva zeci de mii de oameni care strigă demisia guvernului, care și altor entități guvernamentale, cerând în același timp să facem și reforme. Dați-vă demisia, dar faceți și reforme, faceți și schimbări. Eu am avut un dialog destul de consistent cu reprezentanții protestatarilor de câteva ori. Am zis, ok, noi suntem gata să discutăm, dar hai să prioritizăm, să stabilim ce este primar, ce este secundar. Care sunt primii pași, cei mai importanți care trebuie să-i facem ca să supraviețuim ca stat, ca țară. Nu-i vorba de supraviețuirea mea personală, politică sau altor colegi de aici. Nu ne ținem de funcții în niciun caz. E o responsabilitate, este o povară care trebuie să o ducem, este o sarcină care ne-a fost încredințată de către cetățeni, dar să stabilim care sunt pașii, ca să nu intrăm într-un soi de colaps sistemic irreversibil, care să ducă la niște consecințe că nici nu o să mai ai din ce construi ceva mulți ani înainte. Din cauza asta și-a fost această inițiativă discutată cu colegii
cu domnul președinte Timofti, cu domnul președinte al Parlamentului, domnul Adrian Candu, și ne dorim foarte mult ca în rezultat să avem un angajament comun. Pe de o parte, ce face guvernarea în următoarele perioade, calendarul de acțiuni, în ce condiții vom putea noi pune în practică aceste angajamente, fiindcă, repet încă o dată, manifestările stradale, acțiuni violente, unele, așa, cu tentă violentă, amenințări că vor fi atacate edificiile autorităților publice, nu creează nici o premiză sănătoasă pentru venirea investitorilor, pentru însănătoșirea economică și financiar-bancară, pentru stabilitatea cursului monedei naționale și alte elemente fundamentale. Deci, pe de o parte, angajamentele guvernării, pe de altă parte, angajamentelor partenerilor sociali. Ce avem de făcut mai departe? Asta este viziunea noastră și sperăm să reușim să ajungem la o finalitate cu ajutorul Domnului și cu toate scuzele de rigoare că ne-am convocat într-o zi de sărbătoare religioasă, când este și hramul orașului, fapt cu care aș vrea să felicit toți locuitorii municipiului Chișinău și altor localități din țară care își sărbătoresc hramurile. Într-un ceas bun! Vă mulțumim, domnule prim-ministru, felicitări și dumneavoastră cu această frumoasă sărbătoare. De fapt, în discursul dumneavoastră v-ați referit și la principalele probleme sau care urmează și pot fi abordate în cadrul acestui forum. Stimați colegi, noi vom accepta principiul discriminării. Fiecare din cei prezenți are aceeași șansă să participe în discuții, dar oricum s-au anunțat prezența 74 de persoane. Dacă facem o mică aritmetică, câte 5 minute fiecare vorbitor, ne încadrăm în noi exact 6 ore. Probabil, noi în invitația pe care am primit-o a fost indicată doar ora când începe activitatea în cadrul acestui forum, nu știu sfârșitul, dar oricum vă îndemnăm să fim mai laconici, mai succinți în problemele pe care le abordați pentru a fi discutate. V-am zis că nu avem o ordine stabilită din timp, haideți oricum să decidem. Deocamdată au parvenit câteva solicitări de oferire de cuvânt. O putem face prin ridicare de mână, o putem face... Domnul președinte al ședinței, vă rog, dacă nu vă supărați, am vrea noi să ne spunem punctul de vedere reprezentanței Consiliului Marii Adunări Naționale și vă rog să acceptați solicitarea noastră ca să fie toată lumea la curent cu ce vrem noi, cu ce cerințele pe care le înaintează cetățenii. Acceptăm și vreau să cred că domnul Constantin Cojocaru, primar al orașului Edenes și vicepreședinte al Consiliului Aleșilor Locali, și domnul Ionic Cirescu nu se vor supăra în cazul în care voi oferi cuvântul pentru început, pentru îndrăzneală, cel puțin domnul Kiril Mospan. În numele Consiliului Marii Adunări Naționale va vorbi președintele acestui Consiliu, Andrei Năstase. Aici. Domnilor și domnilor, bună ziua! Salut prezența dumneavoastră în această sală și permiteți-mi să anunț prezența aici a reprezentanților mișcării protestatare, printre ei membri ai Consiliului Marii Adunări Naționale, membri ai Platformei Civice Demnitate și Adevăr, reprezentanții ai segmentelor sociale care au aderat la mișcarea protestatară, care a început nu de azi, de ieri, a început de pe data de 25 ianuarie, a continuat în februarie, a continuat cu un meeting de amploare pe data de 5 aprilie, 3 mai, 7 iunie, 6 septembrie, 13 septembrie și 4 octombrie. Dăm curs invitației organizatorilor din cadrul discuțiilor anterioare acestui forum, dar și expuse aici, să fim succinți, să fim laconici, dar în același timp să fim înțeleși de întreaga comunitate națională, dar și internațională. Iată de ce, având mandatul Consiliului Marii Adunări Naționale, a Platformei Civice de Unitate și Adevăr și a reprezentanților segmentelor sociale care au aderat la această mișcare protestatară, voi da citire unui manifest al Consiliului Marii Adunări Naționale, pe care mai apoi îl vom înmâna președintelui țării, președintelui Parlamentului și primului ministru al Republicii Moldova. Manifestul Consiliului Marii Adunări Naționale cu privire la eliberarea Republicii Moldova din captivitate. În
contextul inițierii unor dezbateri publice pe marginea crizei sociale, economice și politice din țara noastră, Consiliul Marii Adunări Naționale, Platforma Civică Demnitate și Adevăr, reprezentanții segmentelor sociale aderente la mișcarea protestatară, au luat act de apelul public emis de președintele țării, președintele Parlamentului și primul ministru cu privire la inițierea unui dialog social. Constatăm că, deși guvernarea recunoaște indirect faptul uzurpării puterii de stat și starea de captivitate acestuia, precum și justeția și legitimitatea protestelor și a revendicărilor populare, prin această inițiativă, în realitate, mimează o comunicare cu poporul prin intermediul unor exponențe ai societății civile. Se urmărește, în fond, menținerea cu orice preț a oligarhiei la putere, în pofida unei lipse totale de încredere din partea cetățenilor, ca urmare a incapacității de gestionare a treburilor statului și apărarea drepturilor fundamentale ale omului. Consiliul Marii Adunări Naționale, Platforma Civică Demnitate și Adevăr, reprezentanții segmentelor sociale aderente la mișcarea protestatară au fost în permanență deschiși pentru un dialog în vederea depășirii reale a stării de criză în care a fost adusă Republica Moldova pe parcursul ultimilor 6 ani de către această guvernare oligarhică. Rămânem și în continuare consecvenți în abordările și acțiunile noastre privind soluționarea etapizată cât mai urgentă a revendicărilor populare anticorupție, de ordin economic și social-politic, susținute de peste 80% dintre cetățenii Republicii Moldova. Refuzul de a convoca o ședință comună a Parlamentului, Guvernului și Președintelui Republicii Moldova cu participarea membrilor Consiliului Marii Adunări Naționale în vederea soluționării etapizate și rapide a revendicărilor populare denotă izolarea guvernării de propriul popor, pe care l-a adus la limita genocidului social, precum și frica regimului că s-ar putea fisura ca urmare acesteia chiar din interiorul său. Ori, consolidarea societății, restabilirea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și în actul politic nu pot fi realizate prin dialoguri sterile, prin crearea de comisii și semnarea de pacte sociale cu interpușii unei guvernări oligarhice compromise. Sunt necesare acțiuni concrete de epurare a clasei politice și de retragere din spațiul public politic al celor care au pus bazele partajării partinice a instituțiilor de drept și de reglementare. Plahotniuc, Voronin, Lupu, Dodon, Filat, Ghimpu. De urgență trebuie lichidate structurile suprastatale prevăzute de acordurile de constituire alianțelor de guvernare, depolitizate și reformate fundamental instituțiile de drept și de reglementare, destituirea imediată și necondiționată a funcționarilor complici la furtul secolului, deferirea acestora și a beneficiarilor finali justiției în vederea condamnării lor și recuperării miliardelor furate de la cetățeni, atât prin intermediul sistemelor financiar, bancar și energetic, cât și prin majorarea tarifelor, prețurilor, impozitelor și a taxelor. De o importanță deosebită sunt măsurile ce se impun a fi luate în vederea soluționării revendicărilor de ordin social, economic ale pensionarilor și veteranilor, ale fermierilor și țăranilor, ale salariaților bugetari din domeniul educației, sănătății, culturii. Având în vedere mandatul acordat Consiliului Marii Adunări Naționale de către sutele de mii de cetățeni protestatari și necesitatea realizării prevederilor manifestului Platformei Civice Demnitate și Adevăr din 24 februarie 2015, a revendicărilor populare cuprinse în rezoluțiile celor 6 acțiuni ample de protest, inclusiv a proclamației Marii Adunări Naționale din 6 septembrie 2015, ignorate cu desăvârșire de către guvernare pe parcursul unei îndelungate perioade de timp, reiterăm stringenta necesitate a soluționării problemelor menționate drept garanția voinței politice de readucerea statului pe făgașul democrației funcționale și a normalității. Nu doar lipsa unor împuterniciri exprese din partea unei societăți revoltate de cinismul cu care a fost tratată pe parcursul a 6 ani de o guvernare pseudo-democratică și pseudo-europeană, preocupată de falimentarea financiară și de drepta statului Republica Moldova, de pauperizarea populației și de delapidarea contribuțiilor partenerilor de dezvoltare, face imposibilă semnarea în prezent a unor pacte de orice ordin. Revendicările populare nu pot constitui obiectul unui troc cu o guvernare compromisă iremediabil. Pactele sociale de consens național pot fi semnate în momentele de cotitură pentru soarta țării cu o guvernare legitimă, având suportul popular
și încrederea comunității internaționale, expresia unor alegeri libere și echitabile, asigurate de mijloace media independente, de instituții de drept și de reglementare aflate în serviciul cetățeanului și nu a clanurilor oligarhice. În acest context, Consiliul Marii Adunări Naționale, Platforma Civică de Unitate și Adevăr, reprezentanții segmentului social aderente la mișcarea protestatară, îndeamnă întreaga societate la consolidare și solidarizare cu protestatarii în vederea amplificării presiunii asupra guvernării, determinându-o să recurgă imediat la soluționarea revendicărilor populare. Facem apel în mod special la organizațiile asociative independente să susțină revendicările cetățenilor din toate colțurile țării să adere la mișcarea protestatară pentru a obliga sistemul oligarhic prin presiuni constante și energice să capituleze în fața poporului, mai determinat ca niciodată să-și recapite suveranitatea uzurpată. Consiliul Marii Adunări Naționale, Platforma Civică de Unitate și Adevăr, reprezentanții segmentelor sociale aderente la mișcarea protestatară, cere guvernării ca în termen de 2 zile să răspundă prompt vis-a-vis de angajarea reală în implementarea revendicărilor populare structurate în anexa la prezentul manifest, rezervându-și dreptul de a acționa în consecință. Vom prezenta celor 3 președinți care au inițiat acest forum, vom prezenta manifestul, dar și anexa la el cu expunerea unei prime etape de implementare a revendicărilor populare. O primă categorie ar fi revendicările privind deoligarhizarea statului, depolitizarea instituțiilor de drept și de reglementare, combaterea reală a marii corupții. Un prim punct din această categorie ar fi adoptarea unei legi cadru privind modul de desemnare și demitere a conducătorilor instituțiilor de drept și de reglementare în bază de concurs public prin testarea capacităților profesionale și verificarea integrității candidaților. Un termen limită pentru acest exercițiu nu ar fi decât 20 noiembrie 2015. Reformarea și depolitizarea autentică și numimată a justiției, organelor de drept și de reglementare și a altor instituții publice prin demiterea guvernatorului Băncii Naționale, procurorului general, șefului CNA, șefului SIS și a președintelui CSJ. Termenul 20 octombrie 2015. Desemnarea guvernatorului Băncii Naționale, a procurorului general, a șefului CNA, șefului SIS, președintelui CSJ, conform legii cadru, în baza unui concurs transparent cu participarea majoritară în comisia de concurs a reprezentanților societății civile și asociațiilor profesionale. 30 noiembrie ar fi termenul limită. Demisia șefilor de instituții care mimează lupta cu corupția, blochează reformele, distrug statul de drept, deservesc interesele personale ale oligarhilor de la putere. Ion Pleșca, președintele Curții de Apel Chișinău, Victor Micu, președintele CSM, șefii instanțelor de judecată din sectoarele capitale, Anatolie Donciu, președintele CNI, Mircea Roșioru, președintele CSP, Viorica Cărare, șefa Consiliului Concurenței, Tudor Balițchi, șeful Serviciului Vamal, Consiliul de Administrație al ANREM, președintele Curții de Conturi Serafim Urechean. 1 decembrie ar fi un termen rezonabil pentru rezolvarea acestor chestiuni. Adoptarea tuturor actelor normative necesare pentru reformarea Procuraturii, Justiției și CNA-ului, precum și actelor anticorupție. 1 februarie 2016, termen limită. Modificarea legislației în vederea optimizării numărului de ministere, adoptarea legii lustrației și aplicarea acesteia în privința judecătorilor, procurorilor și demnitarilor de stat. 1 februarie 2016, termen limită. Investigarea reală și rapidă a furtului miliardelor, transmiterea în judecată a dosarelor, identificarea și pedepsirea beneficiarilor reali și a complicilor lor, returnarea miliardelor furate, 31 decembrie 2015. Adoptarea de urgență a măsurilor menționate în notele informative ale partenerilor de dezvoltare, 31 decembrie 2015, un termen limită. Întoarcerea în gestiunea statului aeroportului internațional Chișinău, concesionat în mod ilegal unor agenții economici dubioși, 1 noiembrie 2015. Inițierea procesului de modificare a Constituției Republicii Moldova în vederea alegerii președintelui prin vot direct al poporului Republicii Moldova și ridicării imunității deputaților, 25 octombrie 2015. Acordarea timpilor de antenă mișcării protestatare reprezentată de Consiliul Marii Adunări Naționale.
Demisia în corpuri 15 octombrie 2015 ar fi un termen limită. Demisia în corpuri a conducerei companiei publice Teleradio Moldova, a Consiliului de Observatori și reformarea Consiliului prin cooptarea în componența acestuia a reprezentanților societății civile, fără implicarea factorului politic. 30 noiembrie ar fi un termen suficient. Acordarea postului de televiziune Jurnal TV a numărului de frecvențe necesare pentru a avea acoperire națională și, în eventualitatea trecerii la televiziunea digitală, includerea în primul multiplex digital. 30 noiembrie 2015, un termen limită. Scoaterea imediată din captivitatea instituțiilor media aservite sistemului oligarhic, stoparea propagandei partinice și a intruziunii politice în politica editorială a presei, depolitizarea necondiționată a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, demisia in corpore a membrilor CCA și reformarea CCA cu cooptarea în componența acestei instituții a reprezentanților societății civile fără implicarea factorului politic. 31 decembrie 2015, termen limită. Desconcentrarea și transparentizarea proprietarilor mass media în vederea asigurării reflectării adecvate a evenimentelor de interes public prin operarea unor modificări legislative propuse de societatea civilă de specialitate. 15 noiembrie 2015. Demisia in corpore a membrilor CEC și reformarea Comisiei Electorale Centrale prin cooptarea în componența acestei instituții a cel puțin jumătate din membri din societatea civilă fără implicarea factorului politic. 31 decembrie 2015. Demisia in corpore a membrilor Comisiei Naționale de Integritate. Domnule, mă cer scuze, eu văd că nimeni nu are curajul, noi documentele să le cunoaștem. Ce a venit aici să ascultăm lecții sau ce? Vă rog frumos. Haideți să facem. Câtă lume este aici? Noi documentele să le cunoaștem. Mă scuzați. Domnule Ghimpu, sunt revendicările populare. Sunt revendicările votate, votate în piața Marea Adunare Națională. Roade urechile, Marea Adunare Națională. Lăsați prostiile. Cum citiți istoria ce înseamnă Marea Adunare Națională. Domnule Osmochescu, aș vrea să vă implicați în acest dezmăț. Domnule președinte Ghimpu, vă rog foarte mult să ne permite să ne exercităm obligațiunile pe care le-ați încredințat. Domn Ghimbu, vă tot aștept, ascultă de vreo 10 ani. Să rugăm pe domnul Andrei Anastase să respecte și puțin termenele care au fost stabilite. Vă mulțumesc, nu mai am mult, domnule Benosuiesc, dar era bine ca toate aceste revendicări să fie auzite, pentru că până în prezent, începând cu data de ce, nu a fost auzite. Facem o abatere de la norma stabilită. Da. Demisia incorporării membrilor CNI și reformarea CNI prin cooptarea în componența acestei instituții a membrilor societății civile fără implicarea factorului politic, inclusiv a Partidului Liberal. 31 decembrie 2015, un termen limită. Investigarea completă a evenimentelor din aprilie 2009, identificarea și pedepsirea făptașilor și tuturor vinovaților de comiterea crimelor, demisia imediată și necondiționată a procurorilor și judecătorilor supranumiți din Iad, Sergiu Crutco, Mihai Deaconu, Ghenadi Morozan, Anatolie Galben, Melniciuc, Oleg, Igor Vornicescu, Igor Popa. 31 decembrie ar fi un termen limită. A doua categorie de revendicări populare sunt cele de ordin social-economic. Neadmiterea categorică a transformării miliardului furat în datorie de stat, ceea ce ar însemna impunerea unei puteri fiscale enorme cetățenilor. Termenul limită 1 noiembrie. Eliminarea firmelor de intermediere în procesul de procurare a energiei electrice și gazelor naturale, inițierea urmăririi penale împotriva beneficiarilor furturilor de la cetățeni, neadmiterea majorării nejustificate a tarifelor, precum și identificarea furnizorilor de alternativă a energiei electrice. 1 noiembrie 2015 ar fi un termen rezonabil. Îndeplinirea cerințelor organizațiilor de fermiere, înaintate în anul 2015 și sintetizate în scrisoarea din 1 septembrie 2015. Până la 1 decembrie 2015. Majorarea cuantumului pensiilor celor care la ora actuală primesc mai puțin de 2500 de lei, stabilind totodată pensia minimă nu mai mică decât coșul minim de consum, 1 februarie 2016. Modificarea și ajustarea la noile condiții a legii numărul 190 din 8.05.2003 cu privire la veterani, ținându-se cont de revendicările organizațiilor de veterani, 20 decembrie 2015. Alocarea necondiționată a ajutorului social persoanelor care au venituri mai mici decât minimul de existență, 1 noiembrie 2015. Soluționarea revendicărilor salariale ale pedagogilor, medicilor, angajaților din domeniul culturii și altor bugetari, precum și a angajaților întreprinderilor de stat, 20 decembrie 2015. Modificarea legii cu privire la societățile pe acțiuni
în vederea transmiterii imprescriptibile a dividendelor către fondul de sprijin financiar al pensionarilor din Republica Moldova. Modificarea politicii monetare a Băncii Naționale, un termen limit 1 decembrie 2015. Modificarea politicii monetare a Băncii Naționale prin micșorarea ratei de refinanțare a normelor de rezerve pentru băncile comerciale, astfel încât să fie sporit semnificativ accesul antreprenorilor autohtoni la sursele creditare. Elaborarea și adoptarea politicii fiscale stimulatorii pentru mediul de afaceri după dialogul cu asociațiile de antreprenori până la 30 noiembrie 2015. Onorată asistență, manifestul și anexa la acest manifest vor fi prezentate autorităților noastre. Permiteți-mi să fac uz de prezența tuturor aici și în mod special a președintelui țării, a președintelui Parlamentului și a primului ministru, și făcând abstracție de percepția quasi totală din societate, dar și a unor reprezentanți ai Curții Constituționale care ar fi interpușii oligarhilor, totuși, ținând cont de precedentul actual, știți foarte bine recent ce s-a întâmplat în Nigeria, când președintele, când a văzut incapacitatea instituțiilor de a recupera miliardele furate de oligarhilor, a apelat la instituțiile internaționale abilitate și, în primul rând, la guvernele statelor civilizate, ale Statelor Unite, ale Statelor Uniunii Europene, în vederea identificării beneficiarilor furturilor, recuperării banilor și trage la răspundere celor vinovați. Domnule președinte Timofte, în primul rând la dumneavoastră, domnule prim-ministru Streleț, pentru că domnul Candu știm foarte bine afilierea lui politică și numai politică cu cei care își cunoaște o lume întreagă sunt beneficiarii acestui furt a miliardelor. Faceți, vă rog, un exercițiu și încercați, dacă nu este posibil în țară, să faceți apel către președintele Obama, către președinții statelor Uniunii Europene să se implice în investigarea acestui caz, să ne recuperăm miliardele, să nu mai îmblăm cerșind credite, să ne întoarcem miliardele furate de la cetățeni și să le punem în implementarea proiectelor pe care le-ați menționat adineauri. Domnule Anastasie, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru opinia și atitudinea pe care ați exprimat-o sub forma unui manifest, așa precum a fost anunțat la începuturi. Stimați colegi, pe lângă faptul că vă îndemnăm să fim succinți, laconici, dar și corecți în ceea ce declarăm, în nici într-un caz aceasta nu se referă la discursul domnului Anastasie. Vreau să vă mai informez că discursurile care vor fi prezentate sunt înregistrate, nu în alte scopuri decât pentru a le folosi în vederea întocmirii unei liste de subiecte, propuneri care urmează a fi discutate și înaintate propuneri. Stimați colegi, pe lângă, chiar dacă revindicările înaintate în cadrul mitingurilor de protest și a marilor adunări naționale sunt preponderent politice, noi vă îndemnăm să abordăm și probleme care țin de situația economică, socială în Republica Moldova, una la fel de dificilă și de care depinde foarte mult prezentul și viitorul Republicii Moldova, ceea ce s-a și conținut și în discursul domnului prim-ministru Valeriu Streleț. Vreau să vă informez că primul din cei care și-a manifestat dorința de a participa în discuție este domnul Constantin Cojocaru, primar al orașului Iedineț și vicepreședinte al Consiliului Aleșilor Locali din Republica Moldova. Stimați onorată asistență, am fost informat că avem și posibilități tehnice de a întrerupe în cazul în care microfonul, în cazul în care depășim limitele stabilite de 5 minute. Vreau să cred că nu vom fi nevoie să folosim această posibilitate. Ba mai mult, nici nu avem o asemenea experiență. Îl rog pe domnul Constantin Cojocaru. Bună ziua! Salutăm prezența la acest forum a tuturor personalităților din sală. Noi suntem aici un grup de primari ce prezentăm administrația publică locală, Congresul Autorităților Locale. De ce nu să încercăm, așa într-un concubinaj cu domnul director, să venim și cu propunerile noastre în acest sens. Inițial oferindu-i cuvântul lui pentru unele sugestii. Onorată asistență, cum a menționat și domnul vicepreședinte, noi am vrea, în formă foarte succintă, să abordăm o problemă numai puțin importantă și ce ține de domeniul administrației publice și descentralizării. Și pe succint aș vrea să prezentăm de unde a pornit, care sunt problemele principale acestui domeniu, care inclusiv au tangență cu ceea ce, despre ce astăzi s-a vorbit și cerințele protestatarilor. În primul rând, aș vrea să pornesc la problema că există o ruptură evidentă în opinia autorităților locale între clasa politică
guvernamentală și teritoriile. Aceasta se vede și după prioritățile și despre discuțiile care au și în Parlament și acțiunile nemijlocite a guvernului. În alt aspect, majoritatea recomandărilor, partenerilor noștri, rapoartelor și alte soluții propuse pentru Republica Moldova, pe parcursul anilor în acest domeniu au fost neglijate și noi i-am spune mai diplomatic, au fost fentate. Vreau să spun că primul semn de îngrijorare care ar fi trebuit să fie luat în considerație de clasa guvernamentală a fost anul 2013, 1 februarie, atunci când mai mult de jumătate de primari din Republica Moldova au ieșit în stradă și au cerut descentralizare, au cerut reforme reale și au cerut respect. Aș vrea să menționez în mod special faptul că nivelul de încredere în clasa guvernamentală iarăși a scăzut din cauza că noi nu avem reforme reale și nu există continuitate. Practic, noi ne oprim întotdeauna la strategii, comisii, planuri de acțiune. O problemă importantă reprezintă faptul că descentralizarea și reforma administrației publice nu este privită în societate ca o prioritate. În acest sens, întrebarea noastră către toți guvernanții și toți participanții la această masă rotundă este: dar cine va implementa reformele? Oare nu din această cauză nu sunt implementate reformele și în genere acordul de asociere și alte angajamente pe care Republica Moldova și le-a asumat? Noi știm foarte bine că din administrația publică centrală, în mod special, dar și în cea locală, oamenii fug și nu se rețin mult. O problemă importantă care iarăși afectează foarte mult și dezvoltarea Republicii Moldova reprezintă politizarea excesivă a tuturor sferelor și inclusiv a fondurilor. Cine nu știe despre ceea ce se întâmplă cu fondul de eficiență energetică, cu fondul rutier, cu fondul dezvoltare regională și alte fonduri care practic se repartizează după criterii politice și denaturează în genere esența accesului la aceste resurse. Și ultima problemă la care eu aș vrea să mă opresc înainte ca să trec la propunerile noastre, reprezint faptul că pe tot parcursul acestor ani practic a lipsit un dialog sincer cu administrația publică locală, un dialog sincer între puterea centrală și cea locală. În acest sens, eu chiar aș vrea să pun așa o întrebare tuturor reprezentanților conducerii țării. De ce pe parcursul ultimilor ani niciodată n-a fost o întâlnire între președintele țării și reprezentanții administrației publice locale? Până în prezent n-a existat o întâlnire cu prim-ministru, președintele Parlamentului și așa mai departe. Deci acesta este un semnal în privința cât de serioși noi suntem atunci când vorbim despre sinceritate. Și printre ultimele semnare negative în opinia noastră reprezintă faptul cum a fost creat așa numitul Consiliul pentru Reforma Administrației Publice, acolo unde nu se regăsesc nici reprezentanții societății civile, nici reprezentanții administrației publice locale. Aceasta în timp ce există și comisii paritare, care n-a fost, potențialul care n-a fost folosit. În acest sens, venim cu următoarele propuneri. În primul rând, restabilirea, este foarte important să fie restabilit încrederea față de clasa guvernamentală, dacă sigur mai este posibil așa ceva. În opinia noastră, așa ceva este posibil doar dacă vor exista niște măsuri foarte concrete. Noi aici am menționat, printre care cred că există o opinie destul de generală în societate, cu referire la demisiile necesare și în termeni foarte scurte de timp. Organizarea, altă propunere, organizarea în cele mai apropiate săptămâni a unor ședințe plenare a Parlamentului pe problemele descentralizării, reformei administrației publice, precum și pe alte probleme. Ne mirăm că până în prezent nu s-au făcut nicio ședință în acest sens, pe aceste domenii, în timp ce practic toate planurile de acțiuni, strategiile deja au expirat. Propunem transparentizarea maximală a procesului decizional și instituirea unui dialog instituționalizat efectiv. În acest sens, este necesară de a include societatea civilă, autoritățile publice locale pe bază paritare în toate structurile decizionale, care repartizează fondurile, care adoptă anumite decizii pe lângă autoritățile publice centrale.
Și ultimul lucru care îl venim cu această propunere, deci noi considerăm că este necesar includerea, descentralizării și reformei administrației publice centrale și locale în una din prioritățile strategiei Moldova 20. Este de mirare că acest domeniu n-a fost inclus și de aici noi credem că pornesc și alte probleme. Dragii noștri, și doar ca un rezumat, în situația în care problemele sunt cele care sunt, deci din partea Calmului mai vine o propunere, pentru că vedem că se șchiopătează în diferite domenii, noi propunem pe o perioadă de 4, 5, maxim 6 luni. Mult au fost anunțați moderatorii acestei întruniri, permiteți domnul profesor Smochescu să anunțe următorul vorbitor. Mulțumim, domnule Cojocaru. Vă asigurăm că propunerile și sugestiile noastre vor fi examinate cu atenție. Până a prezenta cuvântul următorul, vreau să vă informez, este de datoria noastră să vă informăm, că au fost invitați toți liderii fracțiunilor parlamentare, inclusiv domnul Dodon și domnul Voronin, dar care nu au confirmat participarea sa. Mai mult decât atât, au fost invitați la acest forum și reprezentanțe care acum, la moment, protestează în fața Parlamentului. Personal a fost invitat și domnul Renato Osate, care tot din motive necunoscute nu a confirmat participarea sa. Acum ofer cuvântul domnul Leonid Cerescu, Confederația Patronală din Republica Moldova. Poftim! Mulțumesc, domnul coordonator! Domnule președinte al Republicii Moldova, domnule președinte al Parlamentului, domnule prim-ministru, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la primul forum public pentru dialog social. Confederația Națională a Patronatului de Republica Moldova, din numele căruia o să vorbesc, este o organizație neguvernamentală, independentă, necomercială și apolitică. Obiectivele acesteia principale sunt promovarea și apărarea intereselor legitime a patronatelor, a întreprinderilor, a mediului de afaceri în relațiile cu autoritățile publice și sindicatele. Este cunoscut faptul că dialogul social în țara noastră este unul instituționalizat și se desfășoară pe mai multe platforme de discuții. Apreciem invitația de a purta un dialog deschis cu societatea, dar mă întreb, de ce nu au fost utilizate efectiv platformele de dialog deja existente? Noi întotdeauna ne-am condus de principiul de a fi constructiv, chiar și atunci când adresăm critici în adresa autorităților. După cum cunoașteți, în rezultatul unui studiu amplu, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova a identificat cele mai importante piedici, bariere, în calea dezvoltării mediului de afaceri din Republica Moldova. Aceasta a fost validată ulterior în cadrul unui forum național al oamenilor de afaceri, fiind prezentat autorităților și a servit drept reper pentru semnarea unui memorandum de colaborare cu Guvernul Republicii Moldova, care prevedea implementarea unui set de reforme sistemice. Credem că a trecut suficient timp din septembrie 2014, dar schimbările esențiale mult așteptate așa și nu au fost realizate. Este foarte important și necesar ca prevederea acestui memorandum să fie realizate în viață. Acest lucru ar da speranța agenților economici, mediului de afaceri spre o îmbunătățirea condițiilor de activitate ale acestora. Noi, mediul de afaceri, așa cum ne-am angajat, am prezentat propunerile noastre ce țin de modificarea sistemului fiscal, modificarea sistemului social și a codului muncii. Săptămâna trecută au fost lansate 3 documente de poziții pe alte 3 inițiative prevăzute din memorandum. Propuneri pentru un dialog social mai eficient, pentru reducerea economiei informale și angajării informale în țara noastră, dar și de ordine legislativ pentru flexibilizarea legislației muncii. Este important să fim auziți și ca aceste propuneri să fie materializate prin modificările coordonate cu partenerii sociali, patronatele și sindicatele. În viziunea noastră, a agenților economici și a oamenilor de afaceri,
Tensiunea actuală existentă în societatea noastră este rezultatul unei politici distanțate de condițiile necesare pentru dezvoltarea unei economii durabile. Da, se duc consultări prin platformele existente, venim cu propuneri, dar nimeni din factorii decizii nu le iau spre realizare. Această atitudine impune mediul de afaceri să găsească disinii stătători și în situația creată, fie că micșorează numărul locurilor de muncă, fie că trec în activitatea informală sau falimentează definitiv. Evident că nimeni de aici nu are de câștigat nici agentul economic, nici salariatul și nici statul. Pentru dezvoltarea unei economii prospere este necesar de a menține stabilă politica bugetară fiscală și nu modificarea acestea în fiecare an. Este necesar de avut o situație politică stabilă, dar nu schimbarea guvernelor peste 3-4 luni, care slăbesc instituțiile statului, angajările și demisiile, făcându-se pe criterii politici și nu pe profesionalism. Este necesar să avem un dialog social amplificat pentru modificarea codului muncii, a legii achizițiilor publice și a altor multe acte normative legislative propuse de noi. Desigur că aceasta nu pot fi realizate fără a avea o justiție corectă, fără a combate eficient corupția și concurența neloială în stat. În opinia noastră, implementarea acestora va da o posibilitate reală să devenim mai atractiv pentru investitori, să creștem numărul locurilor de muncă, să majorăm salariile și să sporim acumulările în bugetul statului, ca în final să crească bunăstarea societății noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să vorbesc. Și noi vă mulțumim dumneavoastră pentru propunerile pe care le-ați înaintat, foarte necesare, utile, ori putem vorbi despre un viitor mai bun în cazul în care vom continua reforme profunde în domeniul social, economic, în a avea un mediu de afaceri bine dezvoltat și atractiv pentru cei care doresc să se implice în acest domeniu. Stimați colegi, vreau să îndemn și liderii politici din Republica Moldova, șefii fracțiunilor parlamentare, să se implice în aceste discuții, ori societatea dorește să cunoască și opinia domniilor voastre. Vreau să îndemn pe cei care au un discurs pregătit din timp, îl puteți transmite nou aici pentru a-l folosi ulterior în vederea generalizării propunerilor dumneavoastră, iar pentru început doresc să-i ofer cuvântul domnului profesor Arcadie Barbaros și vă prezint în calitate de director al Institutului de Politici Publice, domnule profesor. Da, mulțumesc domnule Golostici. Eu aș începe prin a puncta o problemă gravă care afectează societatea acum, imediat, este încrederea aproape inexistentă a cetățeanului în instituțiile statului. Eu înțeleg că mulți dintre dumneavoastră au o atitudine sceptică față de sondaje, dar atunci când doar 4% au încredere în președinție, 6% în guvern și în parlament, lucrurile stau prost de tot. Dacă cetățeanul nu crede în aceste instituții, el iese să-și găsească dreptate la vecini, la mafioți, bandiți sau în stradă. Sau în stradă, pentru că el nu-și găsește dreptatea, nu poate rezolva problemele în instituțiile statului. Și, domnule președinte, cred că în stradă nu iese forțe oculte. Eu cred că în Piața Mare a Adunării Naționale a ieșit floarea națiunii. Iar cred că forțele oculte s-au acuat la guvernare, îmi pare rău să zic lucrul ăsta. 2. Ceea ce este necesar absolut acum este demonstrație de voință politică pentru a lansa în sfârșit sau promova niște reforme absolut necesare pentru a recâștiga încrederea cetățeanului. Și asta trebuie de făcut repede. Într-o săptămână, într-o lună, în două luni de zile, repede. Problemele nu au fost create de forțe oculte. Apropo, ar fi bine să fie numite acele forțe oculte. 1, 2, 3, nume, prenume, adrese, eventual electronice. Problemele au fost create de guvernare. Guvernarea a făcut ca cetățeanul să iasă în stradă.
Și ele sunt cunoscute, este problema. Au fost menționate aici. Este corupția la nivelul cel mai înalt, este integritatea funcționarului public și a polițianului și a elitei politice, este miliardul care a fost ultima picătură, trebuie că foarte mare picătură, mai degrabă un bol de ăla care se poate căde de zăpadă, care poate să distrugă tot în cale. Acum sunt necesari câțiva pași, am zis deja, foarte importanți. Eu cred că ceea ce a spus domnul Andrei Anastase este foarte pertinent și important. Cred că foarte multă lume ar subsemna acolo. Citiți atent. Domnule Ghimpu, recitiți chiar. Dacă spuneți, cunoașteți, recitiți. Și ar vrea să știm care este atitudinea elitei politice vis-a-vis de acele revendicări. Nu am văzut răspunsuri, decât răspunsuri gen nu ne vom da demisia, nu vom face lege anticipate. Rezolvați problemele. Cred că câteva sugestii ca să vă ușurăm viața. Legea procuratorii și legislația conexă. Lucrul ăsta poate fi rezolvat, adoptat în Parlament, hai într-o lună de zile. Nu mai mult, dar fără modificări de îmbunătățire în ghilimele. Fără modificări. Pachetul de legi integritate. Domnule prim-ministru, ați promis o lună în urmă că treceți prin guvern acest pachet și nu ați făcut încă. Eu dacă cred că trebuie să vă răspund acum. Dacă... O să răspundeți, domnule, dați-mi voi să știți până la urmă, că pe urmă să domnul Belu știți că o să scoat timpul ăsta al meu. Renunțare la instanțele anticorupție. Și în genere, renunțare la practica aceasta de a arunca praf în ochi. Comisia sau grupul de lucru cu anticorupție creat acum nu este altceva decât o încercare de a arunca praf în ochi. Nu este nevoie, se știe tot ce trebuie de făcut. Totul se știe, pachetele de legi sunt. Trebuie trecute și trebuie făcute funcționale. Și haideți să mai sugerez un pas, într-o săptămână poate fi realizat. Legea finanțării partidelor politice, adoptată în Parlament, într-un mod foarte obraznic și nerușinat, aș spune eu, sfidând totalmente bunul simț. Domnule președinte, dumneavoastră aveți dreptul la inițiativă legislativă, apropo, ați promovat legea aceasta. Veniți cu o inițiativă de a o modifica, așa cum parlamentarii au adăugat un zero la cei 20-40 de salarii medii, scoateți dumneavoastră două zerouri și aduceți la normalitate această lege. Și asta o să fie o demonstrație de voință politică. Cu miliardul. Au declarat și CNA și procuratoră și procuror general că acel raport Kroll nu este altceva decât, citesc, beletristică. Adică toată informația era bine cunoscută. Și chiar mai multă informație se cunoaște. Și ce? Și ce dacă se cunoaște? Foarte multă lume crede și eu cred de asemenea că instanțele naționale sunt capabile, au suficientă capacitate umană, cunoștință, pentru a duce la capăt soluționarea acestei probleme. Cine nu vrea? Zicea cineva, lăsați Procuratura Generală și CNA-ul să lucreze măcar o săptămână fără telefoane de la politicieni, cei ce se învârt pe lângă politicieni, cei ce finanțează partidele politice, lăsați-i să lucreze. S-ar putea întâmpla să avem rezultate frumoase. Și acum, sincer să vă spun, stă lumea la pușcărie pentru o găină furată și un sac de grâu furat, eu cred că ei toți trebuie eliberați. Toți care au fost condamnați pentru furt trebuie eliberați în comparație cu cei care au furat miliarduri să plimbă bine mersi. Astea sunt câțiva pași care eu cred că ar putea să vă ajute să demonstrați că există voință politică. Și încă o dată, domnul președinte, nu știu cineva a scris discursul, dar nu forțe oculte au scos protestatarii în stradă. Guvernarea i-a scos. Domnul profesor, avem dreptul la replică. Tatăle, eu îmi permiteți să răspund cu acest termen care eu l-am folosit într-adevăr în luare de cuvânt și uitați-vă în ce sens și uitați-vă cum dumneavoastră interpretați aici față de toți oamenii. Stau la pândă și se manifestă zgomotos și sfidător o seamă de venturieri politici
finanțați din surse oculte. Unii vorbiți doar de cercuri care a vorbit eu și nu cineva. De ce schimonoseți și faceți așa cum vă doriți? Domnul, vă cunosc. Dacă vorbiți de finanțare, vă spun, eu țin minte și împreună am lucrat la Soros, numai că eu nu primeam nimic. Nu eram finanțat. Dar făceam din dragoste de a face ceva bine pentru programe, țări. Dar dumneavoastră, după cât știu, erați finanțați. Și eu știam sursa adevărată. Dar astăzi, de unde primiți dumneavoastră bani? De la Soros. Dar aceste aventuri politici, eu nu cunosc și spun că din cercuri oculte. Iată care-i sensul, domnul Bărbăroș. Domnul președinte, ați de faptul că am primit bani din sursă. Stimați colegi, să le mulțumim la fundațiilor care au intervenit pe bază de voluntariat timp de 10 ani. Nu am primit bani. Să le acordăm celor trei conducători ai statului dreptul să intervină în cazul în care doresc, în măsura în care vin și au fost inițiatori acestui forum. Sigur. În plus, domnule Bărbăroșe, mai multe prezent în Republica Moldova și domnul președinte nu a precizat deloc la care s-a referit. Dați-mi voie. Stimați colegi, domnul prim-ministru. Foarte scurt. Eu admit ipoteza că problemele au fost create de guvernare în absolută lor majoritate. Dar există o tagmă întreagă de mulți analiști politici, observatori, comentatori, deseori foarte incompetenți, care se bagă în teme care nu-i vizează, care n-au habar de aceste teme, isterizează societatea, creează o opinie publică negativă, pesimistă, care ar trebui și ei să-și asume, mai ales cei incompetenți, care n-au habar de temele pe care le discută. Asta e unul. Doi, referitor la CNI, am anunțat public că este un program complex care vizează întregul sistem anticorupție și întregul sistem de integritate. Pentru a evita intersectarea sau suprapunerea de competențe, aceste domenii vor fi examinate în complex. Sistemul de integritate, anticorupție, Procuratură Generală, sistem judecătoresc. Rezultatele le veți vedea repede. Înțeleg, sunteți maestru la esterizarea opiniei publice, dar mai temperați-vă un pic avântul. Mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru intervenția dumneavoastră, stimați colegi, onorată asistență, și-a exprimat dorința de a veni cu un discurs primul președinte al Republicii Moldova, domnul Mircea Snegur. Vă exprimăm respectul nostru, domnule președinte, ați fost primul, dumneavoastră ați demonstrat de fiecare dată multă înțelepciune în clipele grele pentru Republica Moldova. Suntem absolut convinși că părerea dumneavoastră contează foarte mult pentru toți cei prezenți în această sală și vă rog să interveniți. Introducere de 5 minute și atunci discursul. În contextul lansării dialogului social vreau să vorbesc și poate că reușesc să temperez o leacă de atmosferă care se acutizează după mine. Dar mai întâi doresc să menționez că protestele se înscriu pe deplin în cadrul rigorilor democratice. Ori Republica Moldova de la bun început și-a propus ca scop democratizarea societății. E altă vorbă, cum se protestează? În limitele legii, cum procedează platforma, da? Sau întreprinderea măsurilor ilegale care creează incomodități populației, blocarea carasabilului, străzilor și așa mai departe. Măsuri organizate de către opoziția politică, măsuri care în mare parte trezește nemulțumirile cetățenilor. Este o mare diferență și în revendicările protestatarilor. Platforma, da, rămâne adeptă integrării europene, revendicările prevăzând urgentarea reformelor, lichidarea dezastrului în sistemul bancar și cel judiciar. Opoziția dorește schimbarea vectorului de la vest spre est, unde a mai fost, ceea ce, bineînțeles, este inacceptabil. Consensul între protestatari și guvernare, sunt convins, poate fi găsit numai în condiții de stabilitate. Ori cerințele revoluționare din ambele părți de demisia tuturor organelor de conducere a țării,
ministerilor, departamentelor, numai la stabilitate nu pot duce. Dacă ipotetic s-ar realiza un astfel de scenariu, ne-am pomeni într-un haos de nedescris. Criza s-ar aprofunda și mai mult. Într-un apel lansat împreună cu colegul de suferință Petru Lucinski la 11 septembrie 2015, am sugerat guvernanților să nu se eschiveze de la discuții, dat fiind faptul că orice zi de tărăgănare a dialogului constructiv nu mai va agrava situația care ar putea ieși de sub control. Și acest pericol, după cum ne-am convins în ziua de 4 octombrie, există. Evenimentele legate de pichetarea sediilor Parlamentului și a unui centru de business ne demonstrează aceasta. În contextul dat, inițiativa conducerii de vârf a Republicii de a convoca acest forum pentru lansarea dialogului social, după mine, este salutabilă. Consider că primul pas a fost făcut. Mi se par rezonabile și propunerile care au răsunat din partea guvernării. Propuneri pentru discuții în cadrul dialogului care se inițiază. Rugămintea mea către protestatari e să se așeze la masa de negocieri, de dialog, pentru a găsi ieșire din situația care s-a creat. Obiectivul principal comun trebuie să fie bunăstarea poporului, prezentul și viitorul Republicii Moldova. Și încă o dată repet, să nu admitem destabilizarea situației social-politice, fiindcă de la aceasta numărul problemelor se vor înmulți. Onorată asistență, în istoria nouă, relativ scurtă a Republicii Moldova, noi am trecut prin asemenea etape, prin etape mult mai complicate și le-am depășit numai prin dialog. Aici, la această masă, sunt prezenți mulți participanți la evenimentele de la 1989 încoace. Altă cale rațională pur și simplu nu există. De aceea, în calitate de decan de vârstă, dacă doriți, vă îndemn pe toți să dați dovadă de responsabilitate și bunăvoință în procesul de direcționare a eforturilor tuturor pe dimensiunea integrării europene, ceea ce, printre altele, reiese și din revendicările protestatarilor. Poporul, cu siguranță, vă va susține. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule președinte, pentru sugestiile și sfaturile dumneavoastră. Vom ține cont de ele, sunt convins. Acum oferim cuvântul domnului Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova. Poftim, domnule Filat. Vă mulțumesc frumos, domnule Osmochescu, ca să nu-i trec pe toți în revistă ca și funcție, titulatură, o să mă adresez așa cum este firesc în asemenea situație, stimați concetățeni. Desigur, situația în care se află Republica Moldova nu este una simplă, doar că ar fi cazul să mai spunem că noi nu prea am avut pe parcursul timpului în care suntem stat independent și suveran, și aici trebuie să discutăm situații simple. Doar că am reușit doar atunci când am avut înțelegerea, iar în baza înțelegerii priorităților care stau în fața statului, acțiuni comune. Am avut și eu participări, și nu puține, în cadrul acțiunilor de protest. Am organizat foarte multe proteste pe parcursul timpului, solicitând ca guvernarea să facă ceea ce trebuie să facă în spiritul și în sensul legii, dar și în interesul cetățeanului. Am avut o mare onoare să conduc Guvernul Republicii Moldova într-o perioadă foarte complicată. Domnule Filat,
Vă rog din suflet, dacă îmi permiteți, să vă întrerup. Dați-ne voie. Eu adresez organizatorilor. Vă rog să-mi permiteți să vă oferim suplimentar cuvântul când o să aveți nevoie. Domnul Năstase. Respect față de cei care au fost chemați aici. În mod normal, la momentul în care ne-am încheiat manifestul, ar fi trebuit să plecăm. Însă, din respect față de ambasadori, față de oameni din societatea civilă, de cei care au acceptat această prezență aici, am rămas. În momentul în care suntem aici, prezenți, și văd că circul deja ia amploare, noi vă rugăm să ne permit, vă rugăm, vă spunem, vă anunțăm că noi plecăm, așteptăm răspunsul guvernării timp de două zile, așa cum am cerut în manifestul nostru, pentru că noi nu putem să asistăm la acest spectacol. Ca să nu fiu dur în afirmațiile mele și noi, domnul Năstase, cu multă atenție am ascultat discursul dumneavoastră. Da. Vă mulțumim mult pentru faptul că ați demonstrat această toleranță pe care... Uitați-vă, sunt reprezentanți segmentelor sociale care nu pot să mai puteți participa în discuții și alți colegi care au venit alături de dumneavoastră. Da. Ia vă rugăm să faceți lucrurile astea. Vă salut și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Îmi pare rău că și reprezentantul administrației publice locale a fost bruiat la un moment așa cum am fost noi. Ne pare rău. Ne cerem scuze. Noi ne-am îndemnat să... de dezvoltare. Mesajul nostru a fost transmis și cred că a fost înțeles. El a fost recepționat. Noi ne-am înțeles să demonstrăm și înțelepciune în ceea ce facem asta și răbdare. Demonstrăm înțelepciune, dar nu putem. Mai repetăm încă o dată. Revendicările populare... Probabil că prezența dumneavoastră și a echipei pe care ați servit... Revendicările populare nu pot constitui obiectul trocului cu o guvernare compromisă din care cei care acum iau cuvântul fac parte. Miliardul trebuie întors cetățenilor și cei care au beneficiat din acest... Domnul Năstase, am spus că ar fi bine să respectăm elemente de disciplină în ceea ce facem astăzi în această sală. Noi considerăm a fi o abordare greșită faptul cum procedați dumneavoastră în acest caz. Este opinia mea personală, nu a celor din sală, și ar fi fost interesant să ascultăm și alte puse de colegii dumneavoastră. Noi continuăm. Domnule Beustesnic, stăm la dispoziția poporului să ne judece și a protestatarilor, inclusiv a oamenilor din orașul Demnității. Noi credeam că și noi facem parte din acest popor al Republicii Moldova, cei care ne-am întornit în această sală. Personalități notori, stimate și apreciate în societatea noastră, părerea cărora contează foarte mult. Lipsa dumneavoastră în sală va însemna ceva și nu ceva bine pentru desfășurarea de mai departe a acestui forum. Oricum, vă mulțumim mult pentru participare. Vă rog, domnule profesor. Eu, dacă îmi permiteți să continui ceea ce am vrut să spun, fiindcă la fel ca și colegii care au plecat, noi comunicăm cu oamenii și ar fi bine ca oamenii să audă și punctul nostru de vedere, nu doar un punct de vedere. Spuneam că a fost o perioadă deloc ușoară când am avut mare onoare să conduc guvernul. Am avut situații complicate și atunci. Am avut și adresare către cetățeni. Am vorbit nu odată despre problemele cu care se confruntă societatea. Personal am avut motive să fiu și eu poate nerăbdător în aștepta ca procesele să dea rezultatele pe care trebuie să le dea. Însă, cred că până la urmă, revenind la prioritizări, ne-au adus la masa de dialog în așa fel încât să oferim Republicii Moldova timpul ca să mergem cu toții înainte, pe calea progresului. Chiar și cei care au plecat, dacă ar fi fost întrebați, cei care am rămas vor spune probabil în unison că ne dorim ca țara noastră să-și continue parcursul său european, să modernizăm țara. Întrebarea sau precizarea care a fost făcută de către domnul Smochescu că nu înțelege de ce celelalte partide n-au fost prezente sau nu sunt prezente, eu cred că este una retorică. Din punctul meu de vedere, răspunsul este la suprafață. Nu sunt prezenți pentru că ei sunt uniți, chiar dacă ca și partide politici sunt separați, ei sunt uniți într-un scop bine determinat ca să producă în țara noastră haos și mâine probabil va fi o continuitate, dar un nou început în fața Parlamentului, eventual în Parlament.
obiectiv după instaurarea acestui haos de a întoarce țara noastră prin calea sa dezvoltare europeană în altă direcție, iar noi, cei care suntem pro-europeni, suntem foarte dispersați. Aș fi mai spus anumite lucruri, doar că înțeleg că formatul deja este unul altul și la care nu este cazul să ne referim. La etapa actuală de timp e nevoie, în primul și în primul rând, de unitate. Unitatea celor care înțeleg că trebuie să ne orientăm spre interesul primar, interesul național, dar nu îngust, și ceea ce înseamnă că trebuie să convenim totuși la un dialog în baza căruia să ne programăm acțiunile în așa fel încât să avem și rezultat. Eu cred că această inițiativă a fost una de bun augur. Din păcate vedem că conținutul nu este cel pe care ne-l dorim. Sperăm că la următoarele întâlniri va fi o altă atmosferă și noi totuși vom reuși să convenim cum să acționăm în așa fel încât să reușim aici, la noi acasă. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte, și noi credem că reprezentanții platformei, da, la ședințele, întrunirile viitoare nu vor părăsi sala, vor veni și cu alte solicitări. Să mai colegi, mai diversificăm un pic lista celor care își expun atitudinea și vreau să-l rog pe domnul Vitalie Andreevski, analist politic, să intervină. Уважаемые коллеги, я считаю, что в нашей стране есть две очень серьезные проблемы. Это проблема институтов и проблема людей. У нас абсолютно несовершенные институты, и мы это прекрасно видим сегодня. У нас неэффективно работают фактически все ветви власти. У нас неэффективно работают подотчетные им отрасли и министерства, ведомства и так далее. И это очень большая проблема, но эта проблема решаемая. Для этого должна быть воля и стремление решить. Я когда готовился к этому круглому столу, я подготовил свои предложения по реформированию, модернизации институтов власти. Сегодня я не буду об этом говорить, я их передал, я их перешлю президенту сегодня вечером. Там достаточно, как бы, на мой взгляд, нормально изложены многие интересные предложения. Я считаю, что они могут войти в общий пакет, который потом будет выработан нашим форумом. А вот о людях я хочу сказать отдельно. И начну сначала с оппозиции. Я очень рад был, когда возникла платформа «Да», и когда стали говорить, что эта платформа, ну, через различные, как бы, институты превращается в политический проект, хотя они это отрицают пока, потому что нам действительно очень нужна проевропейская оппозиция, оппозиция тем, кто сегодня у власти. Мы должны, стремясь в Европу, знать, что если эти по каким-то причинам уйдут, то придут другие, которые не будут менять курс. Потому что хватит туда-сюда. Мы выбрали курс, мы выбрали ценности, надо идти по этому пути. Я хотел сказать Андрею Настасе, но чтобы стать настоящей оппозицией, а потом властью, надо пропахать Молдову, надо одеть резиновые сапоги, пойти в села, доносить свои идеи, а не приходить и от имени народа ставить ультиматум. Сделайте так, такому-то сроку, иначе все, жоз. Вот это, к сожалению, вот такая истеричная, неподготовленная оппозиция, она не имеет перспективы взять власть. Поэтому я думаю, что передадут Андрею Настасу и другим, что, ребята, создавайте нормальную партию, боритесь за власть, но действуйте цивилизованно, без всякой истерики и без агрессивного популизма. Я хочу сказать слово той оппозиции, которой сегодня тут нет, которая стоит возле парламента.
Ребята, хватит ездить в Москву, закройте тот проект. Никогда Молдова не уйдет с европейского пути. Приходите сюда, в другие места, работайте, создавайте теневые кабинеты, предлагайте проекты, давайте вместе построим европейскую Молдову. Не тащите нас в таежный тупик. Все, туда проезд закрыт. При этом мы будем дружить с Россией, развивать всесторонние связи, но это разные вещи. Я хочу обратиться к партиям власти. Абсолютно ненормальная ситуация. Лидеры партии, которые победили на выборах, вдруг оказались не во власти. Ну, не знаю, наверное, извините меня, коллеги, не хватило ума договориться между собой. И теперь у нас такая двойственная ситуация. Лидеры вне власти, у нас как бы такое техническое правительство, технический парламент. Надо как-то решить эту ситуацию. Или лидеры должны найти свое место во власти, или они должны заняться своими партиями, модернизировать партии, сделать настоящую революцию партийную, потому что партии сегодня у нас, к сожалению, не обладают достаточным кадровым потенциалом, чтобы управлять страной. Они приходят к власти, но кадров для управления страны у них нет. Я хочу обратиться к премьер-министру. Господин Стрелец, на вас возлагают надежды. Вы молодой, активный, но пора разгребать эти в Авдеевке конюшни министерств, да и самого правительства. Очень много неэффективной работы, очень многие ваши распоряжения, постановления правительства не выполняются, все уходит в пустоту. Очень много кадров, которые не способны работать и на уровне министров, и замминистров, и так далее. И вообще, давайте говорить прямо, министерства превратились в богадельни, где партии устраивают своих друзей, знакомых, секретарш и прочее. Разве эти министерства, разве это штабы отрасли? Надо лишних увольнять, надо повышать эффективность работы. Вы можете это сделать? Делайте. Я хочу обратиться к председателю парламента, господин Канту. Парламент – это не фабрика, где выпекаются просто законы, а потом как бы товар бросается. Работает, не работает. У нас масса законов не работает. Мы отчитываемся перед Европейским Союзом. Принято, принято. А что с того, что принято, если это не работает? Вы выступили с хорошим предложением за штат отправить судей, потом провести их антикоррупционную регистрацию. Где это? Господин Канду, слово, а потом дело, а не просто слово. И последнее мое обращение, господин президент, вы уже дождались вашего времени к вам. Господин Тимофти, я вас очень прошу, станьте президентом Молдовы. Вы, на вас возлагает надежду. Вы занимаете высший пост в этой стране. Нельзя говорить, у меня нет полномочий, я это не могу решить и так далее и тому подобное. Вы первое лицо в государстве. Люди не смотрят, что написано в Конституции. Проявите, у вас есть принципы. Многие говорят, что да, вот Тимофти такой, но у него есть принципы. Очень важно. И вы доказали, что у вас есть принципы в Минске, на СНГ, когда возражали главнокомандующие второй армии в мире. Значит, можете возражать, значит, можете проявлять волю. Так проявляйте волю, не пускайте все на самотек в этой стране. Проявите решительность. Вам осталось 6 месяцев быть президентом. Эти 6 месяцев могут вас ввести в историю, а может и к падению. Так войдите в историю как президент, который решает проблемы, который готов взять ответственность. И последнее. Я думаю, что нам нужно сохранить эту площадку. Будут уходить, приходить, не так важно. Мы должны собираться, я имею в виду власть, партии, гражданское общество, оппозиция, и общими усилиями обсуждать те проблемы, которые в стране. Но чтобы это не ушло в песок, давайте продумаем, создадим какой-то совет платформы за Молдову, который бы готовил такого рода мероприятия и вот обобщал, что будет сказано, и выходил с конкретными предложениями, чтобы эти предложения были запущены в те проекты, которые будут модернизировать институт и помогать людям во власти эффективно и качественно работать. Спасибо. Мулсвет, домнул Андреевский,
exprim și eu regretul că platforma DA a părăsit în mod demonstrativ sala unde, în opinia noastră, avem un dialog constructiv. Am considerat și consider că notele ultimative nu pot face parte dintr-un dialog constructiv. Acum ofer cuvântul domnului Gheorghe Raileanu, primarul orașului Cibișlie, vicepreședintele Consiliului Aleșilor Locale. Dar nu e nicio problemă că unei oameni de gen feminin au ridicat mâna odată cu domnul Barbaroșe? Acte următoare de sfere. Mult stimată audiență, aș vrea câteva lucruri să spun numai. Cadrul acestei conferințe ar trebui să fie foarte larg. Cred că n-ar trebui să fugim nici de o tematică, nici de o problemă. Și dacă asistau mai departe membrii conducerii platformei, da, cred că ar fi putut fi întrebați, în primul rând să fim toți sinceri, și al doilea, ce au în vedere despre statul nostru, cum îl percep, ca pe un stat incapabil de a se autoguverna și atunci ce, să căutăm să ne delege cineva o guvernare? Ori cred că am putea atinge pe această platformă și discuția privind integrarea europeană. Să înțelegi că ar trebui să o facem cât mai rapid, dar nu este posibil. Integrarea europeană, cea mai simplă variantă și aduce în același loc, este unirea cu România. Ei sunt pentru unirea cu România, nu așa că dacă să fim sinceri, ei sunt pentru unirea cu România, de ce nu o spun? Dacă nu sunt pentru unirea cu România, dacă platforma, da, și platforma de astăzi în care facem discuții, nu ajunge la concluzia că aceasta ar fi cea mai efectivă, rapidă soluție, atunci trebuie să ne punem pe lucru, să lucrăm. Eu cunosc că este o legitație, sau cum în economie, îmi cer scuze pentru emoții, cele mai interesante și efective idei se nasc atunci când este criza, atunci când este complicat. Pe urmă, ele dau rezultat în perioada când criza deja este depășită, când este stabilitate. Acum ar fi foarte bine de selectat toate aceste idei, chiar dacă dumnealor nu participă la discuții. De luat tot ce elaborează ei și de filtrat, de lucrat. Da, poate nu toată lumea demisionează să lăsăm țara, dar de neglijat nici într-un caz nu se poate. Tot ce naște această platformă, acest protest, eu cred că trebuie valorificat, lucrat, pus la treabă. La ruși se vorbește că n-et huda bez dobra. Dat și noi să beneficiem, să căutăm, să vedem care poate fi pozitivul acela care putem noi să-l scoatem de aici. Al doilea întrebare. Acum este atacată administrația publică centrală. Noi suntem reprezentanți administrației publice locale. Avem multe probleme. Domnul Furdui a vorbit puțin, se vede că și dumneavoastră a vrut să comprime materialul. Noi să-l prezentăm în scris. Cred că ar trebui să fie un secretariat care să colecteze, să generalizeze aceste materiale. Dar cred că principalele probleme și pentru platformă, de ce este cu așa o susținere, este totuși corupția. În alegerile din 30 noiembrie, multă lume gândea că populația este dezbinată din principiile Est-Vest. Eu și atunci consideram că în mare măsură este decepționată de corupție și noi am avut partidele de orientare pro-europeană mai puțin susținători. Dar în afară de corupție, mai este și eficiența economică. Noi ar trebui să calculăm foarte bine cât ne costă guvernarea, ce efect, cât cheltuim și ce efect dă procuratura. Orașul Cimișlia nu îmi dă absolut nimic. Cât ne dă Centrul de Combatere a Corupției? Nu ne dă nimic. Orice adresarea noastră nu a avut niciodată niciun efect. Nimic n-am obținut. Nimic, absolut, din contra. Să exercite presiuni împotriva acelora care se adresează. Iată, ar fi foarte bine de făcut o analiză, o expertiză, poate chiar de implicat experți, nu știu, ai noștri sau străini, dar să facem o expertiză ce se întâmplă cu statul nostru. Ori mergem, lucrăm constant, permanent, asidu, în condiții de stabilitate, de sinceritate, ori căutăm varianta cea mai ușoară care am spus-o, este unirea cu România, pentru a nimeri cât mai rapid în Uniunea Europeană, a
avea instrumentele europene de luptă cu corupția, de modernizarea societății, economiei și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție. O scurtă precizare în contextul comunicării cu administrația publică locală. În primul rând, eu personal împreună cu reprezentanții Cancelariei de Stat ne-am întâlnit cu toți președinții de raioane la sfârșitul lunii august, am stabilit situația curentă, adică nu este întru tot adevărat faptul că nu s-a întâlnit nimeni cu reprezentanții APL. Noi avem în vedere că în următoarea perioadă să avem întâlniri într-un format mai larg cu participarea conducerii Congresului, autorităților locale a CALM-ului. Cât ține de evaluarea administrației publice, noi am lansat două săptămâni urmă programul SIGMA, mai exact cu programul SIGMA, un proces plenar de evaluare acestei eficiențe administrației publice și în următoarele perioade vor fi screening-uri și sectoriale și ministeriale. De aceea, în următoarele, nu știu, câteva luni, noi o să avem un rezultat. Eficiența administrației, numărul de personal, ce trebuie să optimizăm ca să funcționeze mai bine. Asta așa, ca informație. Mulțumesc, domnule prim-ministru, domnule primar, vreau să vă informez că există un secretariat al acestui forum, un forum care își face meserie, iar cei invitați nu au fost selectați după criteriul opoziție, guvernare, orientare est-vest sau stataliști, antistataliști, a dorit o participare de persoane care reprezintă societatea noastră în întregime. Și probabil că ne-a reușit acest lucru. Stimați colegi, se simte lipsa doamnei Ecaterina Mardarovici, reprezentanta 50-50. Am comis noi o nedreptate, ne-am condus de ordinea în care au fost înaintate solicitările, dar vreau să-i acord. Eu am înțeles că este doamna Fanare, am spus că se simte lipsa doamnei Mardarovici. Vreau să-i ofer cuvântul doamnei Antonița Fonari, centru de resurse tineri și liberi, și să ne fie iertată neatenția noastră. De fapt, sunt și colega doamnei Mardarovici, sunt secretară generală la Consiliul UNG, unde este președinte, și eu o să încerc în următoarele minute ca dumneavoastră să compensez lipsa doamnei Mardarovici. Aveam două mici anunțuri, așa, mai specifice, mai targetate. Unul pentru platforma DA, vă rog cineva să le transmită să privească Publica TV, pentru că vreau să facă referință la ei și înțeleg că Jurnal TV a întrerupt transmisiunea după ce dumnealor au plecat. Și unul pentru domnul Ghimpu, eu o să vorbesc în 35 minute, deci decideți când vă duceți puțin în coridor, dacă vă deranjează. Eu subsemnez ca și cetățean și așa cum am făcut schimb de mesaj în telefon și ieri pe Facebook, unii dintre noastre ați văzut, noi în principiu foarte multe dintre lucrurile pe care le-au spus cei de la platforma DA le agreem. Noi considerăm că sunt lucruri care trebuie făcute într-un termen foarte restrâns. O să vin cu câteva completări din partea noastră. Mai precizez că eu nu fac parte din liderii platformei DA. La ei ați observat, sunt numai băieți, fetele sunt invitate numai în cort la domnul Chianu. Dar în ultimul timp ei reușesc să formuleze destul de bine mesajele care ne dor pe noi, pe cetățeni. Și dacă ne vedeți protestând acolo, pe noi, ca și cetățeni, nu este neapărat ca fiecare dintre dumneavoastră să ne spuneți personalizat, cel puțin mie, vă rog, să nu mai spuneți cât de tare vă dezamăgesc discursurile mele, pentru că nu mă interesează. Eu mă duc și vă spun acolo ca și cetățean și tot ca și cetățean vreau să vă spun astăzi câteva lucruri. Eu am fost fericită să aud că domnul președinte este și el dezamăgit și noi suntem dezamăgiți, domnul Timofte, și dezamăgite. Probabil că dezamăgirea dumneavoastră vine și din faptul că deja începe să vă pese și să aveți timp și pentru miliardul de sperut. Eu vreau să vă spun, pentru că m-a atins ceva în discursul dumneavoastră și despre un miliard cel puțin care a fost adus în această țară de societate civilă organizată. Este adevărat, sunt și ONG-uri care toacă bani sau toacă o parte din bani, dar cel mai
multe din organizațiile neguvernamentale care toacă bani sunt de fapt gonguri făcute tot de guvernare. Eu vreau să vă spun că foarte multe organizații neguvernamentale în această țară, de la independență încoace, au făcut ceea ce nu putea nici de cum să facă guvernarea. Pentru că mereu nu vă putem alege pe dumneavoastră ca președinte, nu se împacă capra cu lupul și cu varza în Parlament, erau perioade în care țara era în haos și acești copii rămas fără părinți și persoane în etate și persoane cu dizabilități au avut acces la servicii pentru că au fost organizațiile neguvernamentale care au creat și locuri de muncă, care au plătit și impozite ca să funcționeze instituțiile statului și dacă s-ar putea să nu ne mai aduceți jigniri și să ne puneți pe toți într-o oală, pentru că foarte mulți dintre noi facem mult voluntariat, iar acolo unde sunt plătiți, plătim impozitele acestui stat. Și probabil că atunci când se vorbea despre forțe oculte și aventurieri politici, era în discursul acela, pe mine cel puțin m-a dus la gândul că nu ne credeți pe noi când suntem în stradă, când ne-am dus acolo neplătiți, sau faceți referință și la partide politice care, fiind într-un fel, având mandate, de fapt fac jocuri mizerabile pe banii altei țări. Și nu aș vrea ca să interpretați asta că suntem noi ca cetățeni sau ONG-uri la cele forțe oculte. Mai vreau să vă spun că atunci când să spuneți că hai să chipzuim ce să facem, eu cel puțin, dacă că foarte mulți din cetățenii acestei țări, rămânem un pic mirați. Pentru că până la 30 noiembrie părea că dumneavoastră, cei din partidele pro-europene, știți ce vreți să faceți. Dumneavoastră ne-ați spus cât de bună va fi viața noastră în cazul când partidele pro-europene vin la guvernare. Și atunci pentru ce ne chemați astăzi aici? Dacă dumneavoastră știți ce trebuie să faceți, de ce lucrurile nu funcționează dacă știți ce trebuie să faceți? Ce trebuie noi să chipzuim astăzi? Să ne gândim la faptul că, pe de o parte, bravo poliției că a fost foarte, foarte bună în aceste săptămâni, pe de altă parte, din banii și impozitele noastre, poliția apără, păzește clădirile oligarhilor. Din banii noștri, Regia Salubritate Chișinău strige rahatul de pe la partidele voastre. Asta schipsuim. Vedeți dintr-o parte, uitați-vă dintr-o parte, vorbiți cu cetățenii, cu vecinii, mai coborâți din automobile și vedeți, de fapt, cum se vede toată această mascaradă. Inclusiv când cea mai mare fracțiune parlamentară, ca să nu uit și de ei Frumșei, blochează cu tiruri traficul și accesul cetățenilor ca să se miște prin oraș, ceea ce iarăși este o porcărie foarte mare. Dumneavoastră spuneți că se pare că am ajuns la etapa asta prea departe. Acum am ajuns prea departe. De câți ani mii de copii din țara asta, gândiți-vă la fiecare dintre dumneavoastră acum, domnul Candu, gândiți-vă la copilul dumneavoastră, și domnul Filat, și domnul Lupu, și domnul Chiortoacă la viitorii copii, și domnul Timofte la cei patru copii ai dumneavoastră, și domnul Streleț, cum ar fi ca copiii dumneavoastră să se culce fără părinți, ani și ani, să se scoale fără părinți, să se culce în frig, fără mâncare, fără haine eventual, cum ar fi? Nu ne dezumanizați ca să vă fie mai ușor să ne mințiți, să ne chemați la evenimente de bifă. Gândiți-vă cum ar fi cu copiii voștri dacă vă ajunge blestemul oamenilor care de foarte mulți ani încoace nu-și văd copiii, chiar fiind și în țară. Nu ne jucăm aici că am venit să construim nu știu ce. Noi știm ce avem de făcut. Câte persoane din țara asta, domnul Candu, intră și iese din iarnă, mă refer la persoanele în etate. Domnul Strălez, noi știți lucrul ăsta? Câți dintre oamenii în etate din Moldova vor intra în iarna asta și câți vor ieși?
Ce mănâncă acei oameni? Cum supraviețuiesc cu acele salarii? Lucrurile astea ar trebui gândite acum. Da, înțeleg că vreți să răspundeți, domnul Strălez, dar mai am aici ceva. Dumneavoastră a spus că trebuie să ne sfricăm mânecile. Noi, în fiecare dimineață, ne sfricăm mânecile. Unii dintre noi lucrează 8 ore, alții lucrează 24, de exemplu, medicii pe salarii de nimic, da? Sau agricultorii, ca acum, cât de cât să avem ce mânca cu toți iarna asta. Pentru că, dacă acești oameni n-ar lucra, nici 101 deputați, domnul Străleț, insistați să vorbiți acum sau totuși să terminăm? Mulțumesc mult! 101 deputați își ridică salarii pentru deja 4 sau 5 luni în care n-au fost la serviciu. Faptul că dumneavoastră îmblați în clădirile celea sau opoziția protestează în timpul ăsta, pe noi nu ne încălzește deloc. Deci noi mergem la muncă. Deci și deputații și guvernul trebuie să-și facă munca. Nu ne spuneți nouă să ne sflecăm mânecile, că noi și așa ne facem treaba. Noi ne facem treaba ca și cetățeni sau din remitențe. Cu ideile constructive, ca să termin mai repede, dar nu, că nu de alta, dar oameni aici, de obicei în ziua asta, când ne-s chemat într-o zi de odihnă, să mai duc și pe la biserică. Nu mă refer la fețele religioase, la cineva mai dincolo, așa. Noi am scris foarte multe apeluri. La mai puține din ele, noi primim răspunsuri. Domnul Străleț se referă în special la dumneavoastră când vi se fac apeluri publice, societatea civilă organizată vă trimite scrisuri, apare în mass media, pe site-uri și nu ne învredniciți nici cu o atenție. Noi am contribuit ca și societate civilă la planul de guvernare. A fost făcut planul de guvernare întâi cu domnul Leancă, v-ați chidănit acolo între voi, a fost domnul Gaburici, v-a chidănit el și am mai revenit cu același plan de guvernare cu domnul Străleț, care încă este în funcție. Acel plan de guvernare unde noi am contribuit conține foarte multe prevederi din acordul de asociere. Conține foarte mulți pași care trebuie făcuți ca noi să ajungem în Europa, ceea ce ați promis în perioada electorală. Doamnă, vă rog, respectați regulamentul. Ok, mulțumesc, domn Filat, ați fost fantastic, dar acum voi vorbi și în locul doamnei Mardarovici. Unul din lucrurile pe care ar trebui să-l luăm în considerație noi cu toții, dar mai ales dumneavoastră că sunteți la guvernare, dacă vom avea gaz la iarnă și dacă vom avea lumină la iarnă și dacă electricitatea și gazul vor fi la aceleași prețuri. Să vedem ce este cu acel crol, despre asta s-a mai vorbit, dar ceea ce ne miră pe noi, cei din societatea civilă, domnul Chetraru spunea că la acest moment sunt de către instituțiile abilitate deținute suficiente și mai multe date decât conține crolul. Și atunci, de ce domnul Șor face chefuri cu artiști din Rusia zilele astea, dar nu este în investigație dacă sunt suficiente date? De ce noi trebuie să vedem mascarada asta în continuare? Deci nu e o întrebare retorică. Deci este o întrebare la care se vrea răspuns. Se vrea răspuns și la faptul, dacă vreți dialog cu noi, de ce în funcțiile de conducere în această țară, banca anticorupție, acolo unde este vorba de comisii de integritate, puneți persoane docile, iar uneori și persoane proaste, când ar trebui să fie prin concurs numiți oameni care sunt profesioniști. Doamnă, vă rog, scuzați-mă, dar nu transformați dialogul în monolog. Eu vă scuz, dar eu am să fac totuși încheierea. Când NASA și-a propus să ajungă în cosmos, acest lucru părea imposibil. Era o misiune imposibilă. Puteți și dumneavoastră, cei de la guvernare, aflați aici, cei care urmăresc și cei care aveți funcții, să vă puneți astăzi o misiune imposibilă. Să nu mai furați. Nimic, niciodată, nu vă mai băgați mâinile în buzunarele noastre. Sau, cel puțin eu, ca și cetățean,
voi accepta că 20% cel puțin din banii mei, impozitele mele, se duc la mafie, sunt furați, voi vă spălați pe cap cu votul meu și mai mult nu ne chemați din timpul nostru să spunem povești. Mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră. Cuvântul se oferă domnul Marian Lupu, președintele Partidului Democrat din Moldova. Poftim. Mulțumesc, domnule copreședinte, moderator al întrevederii de astăzi. Vreau să salut întreaga prezență și vreau să încep prin a aprecia foarte mult și a mulțumi domnul președinte Timofte, domnul premier Streles, domnului președinte al Parlamentului Candu, pentru că au venit cu această inițiativă. Din punctul meu de vedere, o inițiativă în condițiile zilei de azi, una care rămâne a fi necesară. Și este în continuare necesară, indiferent de ceea ce se întâmplă în această sală până în prezent. Atunci când domnul președinte al țării mi-a vorbit la telefon și m-a anunțat despre această inițiativă, eu am înțeles că intenția pentru un asemenea dialog este de a aduce în jurul unei mese formatori de opinie în toate sensurile acestui cuvânt și, bine, haideți să merg pe o categorie mai generală, partea cea mai activă a societății. De fapt, așa și este. Și intenția a fost una foarte nobilă și necesară. Pentru ca urmarea dezbaterilor în sala de aici, noi să dăm un răspuns, toți împreună, la o întrebare generală, la una globală de la care pornesc toate celelalte subiecte. Ce vom avea în Republica Moldova în perspectivă apropiată de timp? Poate greșesc, vin cu o opinie personală, dar din punctul meu de vedere, discuțiile așa cum le purtăm și ce discutăm până acum au deplasat accentele. Toate subiectele care au fost puse în discuție, evident, acceptele sunt importante. Și proiectele de legi care au fost menționate, și inițiative, și întrebări care au fost puse, cu siguranță, da. Doar că noi avem în fața dumneavoastră, și aici vreau să fiu foarte direct și foarte pragmatic și în fața tuturor celor prezenți aici și în fața tuturor celor care ne privesc și ne ascultă. Noi avem cu dumneavoastră, ca și scop, ca și obiectiv, ca și sens major al discuției de astăzi, o singură întrebare. Una. Ce facem cu toți împreună, reprezentând partea cea mai activă a societății, cu situația din Republica Moldova? Ori, în Republica Moldova, păstrăm stabilitatea, ajungem la o foaie de parcurs care să conțină, așa cum colegii care au inițiat, premierul, președintele, speakerul care au inițiat această acțiune, că aceasta este ideea cu care s-a venit. Stabilim că pentru Republica Moldova este arhi-important să avem această stabilitate cu șansa următorii 3 ani de zile de a recredibiliza instituțiile statului, de a asigura o guvernare mult mai eficientă, de a oferi oamenilor ceea ce doresc oamenii și de comun acord în această foaie de parcurs acțiuni, termeni și implementarea lor și pe această cale demonstrăm cine ce poate și care este eficiența. Ori, ce avem ca și alternativă pentru această situație de stabilitate? Alegeri anticipate. Respectiv, înțelegând foarte bine ce reprezintă această perioadă, ce reprezintă alegerile anticipate, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele pentru Republica Moldova. Doamne și domni, prezenți la această ședință, fiți de acord, vă rog, cu mine că pentru asta, aici, azi, noi suntem cu dumneavoastră. Fiindcă dacă se gândește una, dar se spune alta, în zădar stăm și discutăm. Este o responsabilitate deosebită pentru toți cei prezenți aici, fiindcă de
intențiile cu care venim, de gândurile, acțiunile și perspectivele pe care noi, cei prezenți la această masă, le asigurăm. Prin influență, prin agitație, prin propagandă, noi ne asumăm și responsabilitatea pentru ce va fi, funcție pe ce cale ne mișcăm. Îmi pare rău că nu toți cei prezenți la începutul acestei întrevederi sunt aici. Impresia care mi s-a creat este că probabil diferiți invitați au venit la această ședință cu intenții diferite. Unii pentru a discuta, așa cum se cere în cadrul unui dialog, deloc ușor. Eu înțeleg foarte bine cât de dificil uneori este să stai la o masă rotundă cu oameni pe care nu-i simpatizezi, ori cu oameni care te urăsc. Așa este activitatea civică și așa activitatea politică. Pentru asta gândesc eu și e nevoie de anumite calități ca rezistență, responsabilitate și multe alte calități. Colegul spune și inteligență, inclusiv și inteligență. În această sală, dacă este să vorbim din punct de vedere al legii, al buchei și spiritului legii, nimeni din noi, dar chiar nimeni, nu are drept în mod exclusiv să vorbească în numele întregului popor. Dar noi reprezentăm segmente mai largi, mai înguste a societății, fiecare pe filiera sa. Noi ca și partide și avem rezultatele de alegeri, avem echipe de partide în spate, mulți din colegii reprezentând asociații, patronate, sindicate, ONG-uri, evident că există această reprezentativitate. Dar eu gândesc că nici legal nu este corect, nici moral să-ți asumi de unul singur, indiferent cine ar fi în această sală, dreptul să zici că tu ești în exclusivitate poporul, fiindcă de aici încolo nu mai este temă de discuție. Eu pot să vorbesc doar în numele echipei politice pe care o reprezint, Partidul Democrat. Am dat curs invitației conducerii țării pentru această masă rotundă, sincer deschis, având în vedere șansa care ne este acordată de către această platformă pentru a ajunge la decizii, la această foaie de parcurs, la acțiuni care să rezolve pas cu pas pe unele probleme mai rapid, altele probleme fiind mai complexe și complicate pe o durată mai îndelungată de timp, dar să găsim soluții pentru probleme. Eu cred că alții care au venit la această întrevedere probabil au venit cu alte scopuri. Mie îmi pare mult mai sincer oamenii care nici nu s-au prezentat încoace. Din start au zis, nu venim și n-au venit. Dar să vii, să te folosești de această masă rotundă ca de o platformă fiind transmisiune în direct, să-ți faci partizanat și nu mă tem să spun partizanat politic. Mai apoi să pleci, mai bine nu veneai. Ne mai vorbim de faptul că poți avea resentimente față de unii din această sală, dar nu față de toți. Iar eu gândesc că aici este vorba și de, cum să vă zic, de un simplu nivel general de cultură. Acum, am zis concret, foarte și foarte concret. Poziția cu care a venit Partidul Democrat la această întrevedere este următoare. Oamenii ideali, echipe ideale, nu au existat, nu există și nu vor fi. Guvernări ideale, la fel. Guvernarea pe care am asigurat-o împreună cu colegii toți anii ăștia au adus și lucruri bune. Între timp, suntem sinceri și deschiși, recunoaștem și o spunem tare, am făcut și o sumedenie de greșeli și lucruri proaste. De aici încolo contează ce mai departe. Masa rotundă de azi este un test, de fapt, pentru toată lumea și eu gândesc că această întrevedere o să pună foarte clar pe masă care sunt intențiile fiecărui participant. Între aceste două lucruri, pe care două căi pe care poate, teoretic, să pășească țara. Alegerile anticipate, din punctul nostru de vedere și al meu personal, nu reprezintă soluția
potrivită pentru Republica Moldova în actualele condiții interne, regionale și internaționale. Și nu spun acest lucru că nu îmi place, mă tem, nu vreau, sub aspect de interes de partid, alegeri anticipate. Eu gândesc că, dacă nu toată lumea la această masă, dar gândesc că toți, făcând o simplă analiză, își dau foarte bine seama ce înseamnă în acest context regional și internațional scrutinul. Nu o să mă lansez în detalii, fiindcă sunteți, stimați colegi, oameni cu o pregătire poate mult mai bună decât noi. Dar ne dăm foarte bine seama că un asemenea scrutin și eventuale rezultate ale lui nu o să aducă pace, liniște și armonie și rezolvarea de probleme în această țară, ci pot să reprezinte cu siguranță, cu probabilitatea de peste 90%, un nou focar în țara noastră, fiindcă există declarații foarte clare făcute până în prezent de acei actori politici, de acele forțe politice, persoane care pledează pentru alegeri anticipate. Privind abolirea acordului de asociere cu UE, nu spun nimic nou, e un lucru care a fost vorbit de multe ori, dar nu este unicul moment care se va întâmpla cu certitudine. Punctul 2. Eu cred în aceste intenții care au fost declarate foarte tare privind federalizarea Republicii Moldova, care, din punctul meu de vedere, vor fragiliza și mai tare statul Republica Moldova. Imaginați-vă care vor fi pornirile civice după anunțarea și după realizarea acestor proiecte. Noi pledăm pentru ca în cadrul, eu finalizez, nu vă supărați, stimați colegi, ați fost toleranți față de alte propuneri care au durat de 2-3 ori mai îndelungat decât incursiunea mea. Aceasta întrevedere, dacă există anume această dispoziție și această înțelegere a stării de lucruri, poate servi drept temei pentru a incorpora în această foaie de parcurs grijile, dorințele, doleanțele, accentele care au fost expuse până acum. Și privind administrația publică locală și ce a menționat și domnul Barbăroșe, legea procuraturii, tot ce ține de integritate, finanțarea partidelor și multe alte lucruri. Trebuie să înțelegem cu toții un singur lucru. Dacă starea de spirit și starea în societate se va mișca și va fi împinsă de anumite grupuri de interes spre anticipate, puneți-mi, vă rog, ce fel de audieri parlamentare credeți că vor avea loc pe tema administrației publice locale și eficiență, descentralizarea și multe alte lucruri concrete care vizează partea economică, partea socială. Nimic din aceste lucruri nu se vor întâmpla. Și nu pe motivul că noi nu dorim, dar pe motivul că toată situația și în Parlament și în Guvern, peste tot, se va mișca într-o direcție care va aduce completamente alte accente. Propunerea, și aici închei. Indiferent de faptul că suntem într-un format mai restrâns în comparație cu începutul ședinței, dacă există voință, dacă există o opinie comună, ar fi cazul aici să ne oprim astăzi, să vedem care este mișcarea generală și respectiv după aia pe sectoare, subsectoare, într-adevăr să muncim la conținutul unei foi de parcurs care reprezenta angajamentele ramurile executive și sprijinul politic din Parlament și angajamentele noastre pentru realizarea acestor obiective care sunt așteptate de oameni. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte. Este atitudine sinceră pe care ți-a expus-o. Este bine că nu se fac reproșuri la tot ceea ce se vorbește în această sală, să mai medităm poate un pic. Onorată asistență, este foarte mult de spus despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, dar vă rugăm să fim un pic mai succinți în măsura în care foarte multă lume s-au înscris pentru a participa în discuții, dar vreau să vă rog pe domnul Nicolae Dăbija, scriitor, care reprezintă pe cei care ne formează sufletele noastre, ne dezvoltă spiritual, să-și vă expuneți atitudinea. Onorat auditoriu,
Părerea mea este că noi asistăm împreună cu domniile voastre la prăbușirea țării. S-ar putea ca din cele mai bune intenții, liderii platformei DA, să ne arunce în brațele Rusiei pentru 50 de ani, sau pentru următorii 50 de ani, sau pentru totdeauna. Așa cum ei involuntar au pregătit terenul pentru cei care au visuri cu Putin și au așezat corturile în fața Parlamentului. Părerea mea este că există toate semnele unei dictaturi care vine, pentru că în condiții asemănătoare de haos și de anarhie a venit Hitler la putere în anii 30 în Germania, a venit Franco în Spania, a venit Pinochet în Chile, a venit Lukashenko în Belarus, președintele pentru următoarea sută de ani acestui stat. Dacă va veni, admit, unul sate la putere, va umple de putoare nu numai Chișinău, dar întreaga noastră republică. Eu cred că ce se întâmplă, se întâmplă pentru că justiția nu-și face datoria. E bine că domnul Nicolae Timofte a triplat salariile judecătorilor, procurorilor, dar domnul președinte, nu știu dacă cunoașteți, ați mărit salariile și s-a triplat și suma pentru mită care trebuie să le se dea acestor funcționari. Nu știu, cotidianul englez Daily Telegraph la 14 octombrie 2014 scrie că cea mai coruptă justiție din lume este cea din Republica Moldova. Și de exemplu, 19 firme din Marea Britanie au venit în Republica Moldova să se judece și au spălat bani de 20 de miliarde de lei, scrie presa engleză și am văzut și în presa românească. La noi se creează impresia că unii judecători sunt hoți în lege. Dacă înainte judecătorii, procurorii se temeau de Partidul Comunist, când era până la 89, acum nu se tem de nimeni. Deci vă dau un singur exemplu. Un executor judecătoresc, îi spune Ludmila Ghețiu, pentru datoria unei taxe de 100 de lei a săptămânal Literatura și Arta, a scos de pe conturile noastre 32.000 de lei. Eu a trebuit să împrumut ca să nu dispară ziarul, ca să-i dau acestei judecătoare care nu știu ce logică are. Sigur că populația este revoltată. Este revoltată fiindcă n-a fost pedepsit nimeni cu furtul miliardului. N-a fost nimeni pedepsit cu înstrăinarea aeroportului. N-a fost pedepsit cel care a extras 41 de milioane de lei sau de euro, am uitat deja, de la Asitor. Eu cred că misiunea conducătorilor unui stat este să orienteze populația într-o direcție bună, să canalizeze energiile acestei populații. Energiile ei, din păcate, sunt canalizate în piață, în supărare, în revoltă și chiar spuneam că dacă cineva ar face un partid care s-ar numi Partidul Nemulțumiților, ar câștiga orice scrutin în Republica Moldova. Impresia generală care este, dintr-o parte, că guvernarea noastră este neputincioasă, că i s-a făcut lehamite, că este pregătită să cedeze puterea. Și eu cred că greșeala ar fi fatală, pentru că alegerile anticipate trebuie să se desfășoare în condiții clare. Populația Republicii, dragi conducători ai statului, nu vrea alegeri anticipate ca Dodon și Usatăi care să-și facă loc la treu ca puterii. Populația Republicii vrea schimbare în bine. Iată, aici ar trebui să se concentreze atenția domniilor voastre. Câțiva pași ar trebui să fie, și eu cred că este un lucru logic, alegerea președintelui statului de către întregul popor. Un alt pas ar fi invitarea unor procurori străini, care să fie obiectivi, să fie pedepsiți corupții și hoții, să fie reformată justiția. Acestea sunt lucruri pe care domniile voastre le poate face. Sigur că țara se află pe marginea unei prăpăstii. Părerea mea este că în situația creată există o soluție. Dacă dorim să nu dispărem ca popor, ca neam, ca limbă, guvernul de la Chișinău să înceapă tratative cu guvernul de la București privind înlăturarea consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov, care a fost condamnat de tot globul, și să discute condițiile de reunificare a celor două state românești. Numai așa am putea rezolva problemele noastre,
scăpa de sărăcie, de corupție, vom obține mărirea salariilor, a pensiilor și vom ajunge parte integrantă a unui stat din Uniunea Europeană. Într-o primă etapă, țara reîntregită s-ar putea numi Statul Federativ România-Republica Moldova. Guvernul să poarte tratative cu Ucraina pentru schimb de teritorii, să cedăm Transnistria tot cu armata 14 pentru sudul și nordul Basarabiei. Ni se spune că statutul României este altul, dar în 1990, când RDG a fuzionat cu RFG, Uniunea Europeană a acceptat fără niciun comentariu acest, cum era numit, gest de dreptate istorică. Să explicăm Statelor Unite, Statelor Uniunii Europene, că și în cazul nostru se va realiza un gest de dreptate istorică. Să informăm populația Republicii, inclusiv minoritarii, despre beneficiile pe care le-am avea devenind parte integrantă a unui stat a Uniunii Europene. Eu aș ruga cei care conduc statul nostru să examineze această părere. Suntem doi, am văzut și domnul Gheorghe Răileanu crede același lucru. Părerea mea este că este o șansă care ne-i dată de la Dumnezeu în aceste condiții. Ea ne va ajuta să evităm pericolele care îi pasc pe copiii și pe nepoții noștri. Mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule Nicolae Dăbija. Să știți că și noi împărtășim multe din îngrijorările domniei voastre. Ar fi bine să oferim cuvântul unui reprezentant al mediului de afaceri și vreau să-l rog pe domnul Dumitru Ursu, președinte al Ligii Bancherilor din Republica Moldova. S-a vorbit mult despre sistemul bancar, criza în care s-a pomenit, dar vă rog foarte mult, domnule președinte, foarte succint, până la 2-3 minute, nu mai mult, ori vom avea și alte discuții, poate în această sală, la care veți putea să vă desfășurați mai mult gândurile pe care le aveți. Domnul moderator, mai fi în stare să fac față cerințelor dumneavoastră, sper. Onorată asistență, și eu salut această inițiativă a conducerii de vârf a Republicii Moldova, a președintelui domnul Nicolae Timofte, a speakerului Candu și a primului ministru Străleț, de a dialoga cu clasa politică, cu societatea civilă, cu cercurile de afaceri, la problemele stringente de dezvoltare a țării. Eu sigur că reprezint sectorul bancar, sectorul cel mai mediatizat în ultimul timp și pe bună dreptate, cu părere de rău, mediatizat în deseori în tonuri negative și vin și cu niște subiecte care de importanță majoră în opinia mea, care sunt astăzi pe ordine de zi și cu niște sugestii la aceste subiecte. Sigur că principala problemă care practic a generat o criză adâncă, profundă în economia Republicii Moldova este așa numitul furt a miliardului și dacă cineva m-ar întreba dacă ar fi fost posibil să parvenim acest lucru, răspund că da. Dacă instituțiile statului abilitate cu funcțiile de reglementare, de supraveghere și-ar fi făcut cu brio datoria. Cu regret avem ce avem, iar acum mai sunt acele opinii că noi nu am avut cadrul legal respectiv și așa mai departe. Sunt categoric împotriva acestor opinii, deoarece ori de câte ori reprezentanții sectorului bancar au venit în fața Guvernului sau Parlamentului, aceste instituțiile statului au adoptat în regim de urgență, deseori cu asumarea responsabilității guvernului, în cazul guvernului, și au făcut modificările respective. Noi nu putem să dăm vină pe instituțiile statului că n-am avut pârghii legale. Au fost suficiente. Câteva sugestii la capitolul miliardului. Probabil ar fi foarte bine să definitivizăm în regim de urgență acele dosare care se găsesc la Centrul Național Anticorupție și la Procuratura Generală, să le transmitem în instanțele de judecată. Și sigur că să fie o monitorizare probabil specială din partea Curții Supreme de Justiție și a Consiliului Superior al Magistraturii și a Comisiei și a organelor de lucru ale Parlamentului, a comisiilor permanente. Aici apare o întrebare dacă este de atribuție Curții Supreme sau Consiliului Superior al Magistraturii. Într-adevăr, nu este această atribuție, dar avem o situație majoră în cazul acesta și probabil nu nimeni din țară, mă refer la societatea civilă și de la exterior și din exterior, de către partenerii noștri de dezvoltare, nu ne vor acuza sau nu ne vor cataloga că am făcut imixtiune politică în instanțele, asupra instanțelor judiciare. Doi, probabil că noi deja avem rezultatele primei etape
a investigației companiei Kroll și probabil n-ar trebui să așteptăm rezultate celei de-a doua etape, mă refer la 4-5 luni de investigație, dar paralel organele din Republica Moldova deja să inițieze discuții și să studiem sistemul judiciar din acele țări și zone offshore care deja cunoaștem acele nume și adrese, au fost transferați banii, ca să putem procede operativ la extradarea acestor mijloace bănești, ca să nu pierdem timpul. Deoarece, conform unor declarații și informații care au parvenit din presă, deja aceste nume și firme și-au redirecționat schimbul de bani și-au redirecționat fluxurile bănești în alte zone și țări, inclusiv și din Europa. Și momentul 3 la acest subiect este că avem experiență internațională în domeniu, avem niște instituții specializate care se ocupă cu prevenirea și combaterea spălării banilor, mă refer la Moneyval sau la FATF, care ar putea acorda asistență Republicii Moldova, astfel de experiențe au existat și în privința altor țări, care au avut aceleași probleme, sigur că nu cu amploarea care a fost în Republica Moldova. A doilea subiect foarte succint, domnul moderator, mă refer la reabilitarea sau restabilirea capacității funcționale a sectorului bancar și, în primul rând, mă refer sigur la Banca Națională a Moldovei. Aceasta este datoria directă a Parlamentului, pentru că la momentul actual avem 3 vacanțe în Comitetul Executiv și 4 în cel de supraveghere. Deci 7 vacanțe care domniile voastre trebuie să le suplineze în timp, mă rog, util, pentru a putea da acea capacitate băncii naționale de a reacționa. Deoarece acesta este cerință inclusiv și a partenerilor noștri de dezvoltare, iar prin instituirea Consiliului de Supraveghere este un lucru absolut nou în istoria sectorului bancar din Republica Moldova, deoarece pentru prima dată executivul băncii naționale va fi sub un control permanent și eficace, cred eu, din partea unui consiliu din care vor face parte nu numai specialiștii băncii naționale, dar și cei din afara Parlamentului, pe care rămâne Parlamentul să-i selecteze cei 4 reprezentanți care vor face parte din Consiliul de Supraveghere. A treilea subiect important este pentru noi este restabilirea stabilității în sectorul bancar. Când vorbesc de restabilirea stabilității, mă refer în primul rând la finalizarea procesului de lichidarea celor 3 bănci. Știm cu toții că acest lucru se va întâmpla începând cu sfârșitul acestei săptămâni. Va fi un lucru enorm de greu. Dar să nu uităm că mai avem încă 3 bănci sub supraveghere specială. Mă refer la primele 3 bănci din stat, care sunt supravegherea băncii naționale, anume la capitolul transparența acționarilor și a guvernării corporative. Din cauza acestui capitol, probabil că au suferit și cele 3 bănci care astăzi vor fi lichidate. Deci e o problemă de importanță majoră și la același capitol de stabilitate bancară este și cazul deja pomenit maestru Dabija cu acele acuzații care ne-au fost aduse nou în privința spălării unor sume fabuloase de dolari prin intermediul unei bănci din Republica Moldova. Cei străini cu care ne întâlnesc și eu ne dau o singură întrebare. Dacă a existat acest caz, de ce nu sunt pedepsiți? Dacă nu este vina acelei bănci și a Republicii Moldova, înseamnă că trebuie să fie un comunicat, o dezmințire oficială a Băncii Centrale a Republicii Moldova. Altfel suntem în suspans. Și ultimul moment care vreau să atrag atenția dumneavoastră, noi am făcut un comunicat și în adresa Guvernului Republicii Moldova. Probabil că acea politică monetar-creditară pe care astăzi noi o desfășurăm în Republica Moldova, o implementează Banca Națională, ea nu ne dă rezultatele scontate, pentru că acea metodă clasică de sterilizare a masei de lei în circulație nu ne permite astăzi să avem credite ieftine și să relansăm economia națională. Însă și metodele acestea monetariste de ridicare a ratei de bază până la 19,5% sau rezerve obligatorii până la 35% creează un antagonism între politica monetară a Băncii Naționale,
care, dacă se uiți legal, este corect, ea se luptă cu inflația și puțin o interesează cursul de schimb sau dobânzile bancare, dacă ne-a uitat vădit la scopul care este stabilit în legea privind la Banca Națională, și totodată un antagonism și politica economică a guvernului, pentru că guvernul are nevoie de bani ieftini pentru a aduce venituri suplimentare la buget, de a se gândi la factorul social, la pensii, la salariile bugetale și multe alte lucruri. Și cu atât mai mult că noi am făcut o analiză în care se dovedește, nu pentru prima dată, că în Republica Moldova inflația nu are un caracter preponderent monetar. Sunt mulți alți factori care influențează inflația. Și în primul rând, asta o vedem, o cunoaștem toți, este deprecierea monedei naționale, care practic în ultimii 12 luni, 35% euro, dolar, leu moldovenesc. Deci să încercăm să regândim politica monetară a țării pentru a, într-un fel, o ajusta situații din economie națională. Vă mulțumesc și eu pentru atenție. Vă mulțumim pentru discursul și propunerile noastre, de care se va ține cont. Ofer cuvântul domnului Mihai Ghimbu, președintele Partidului Liberal de Moldova. Mulțumesc foarte mult, stimată conducere, domnilor ambasadori, onorată asistență, stimați cetățeni. În primul rând vreau să spun de ce am reacționat atunci când unul din liderii platformei vorbea sau dădea citire unor documente. Prima. Pentru faptul că ei se cred cineva, dar cineva nu cineva. Vorba lui Nicolae Solac, regretatul. Și noi știm foarte bine ce urmăresc ei și ne conduci pe ei. Doi. Și cel mai important. Pentru faptul că ei profanează statutul Marii Adunări Naționale. Noi cunoaștem în istoria noastră rolul Marilor Adunări Naționale. Noi știm ce a lăsat în urmă Marile Adunări Naționale de la Chișinău, Alba Iulia și din altă parte. Și să vii astăzi și să transformi Marea Adunare Națională într-un hal pe care îl fac ei și să spui că Marea Adunare Națională vrea alege anticipate, dar cu toții știm că alege anticipate asta înseamnă menținerea noastră în sfera rusească și îndepărtarea noastră de familie europeană, asta o Mare Adunare Națională în istoria neamului nostru niciodată n-a făcut și nu o să facă și nu trebuie să facă. Iată de ce eu am această atitudine față de cei din platforma ta, cu toate că acolo sunt unii colegi care au luptat cu ei în anii 80. Lupta e sfântă și nimeni nu are dreptul să-și o uzurpeze. Mai ales ce ține de rolul Marilor Adunări Naționale. Trecând la subiectul de astăzi, vreau să spun că salut această idee, cu toate că nouă moldoveni mai trebuie încă vreo 200 de ani, așa, 200 de ani am fost subruși și vreo 200 de ani trebuie ca noi să putem comunica și să ajungem la un dialog social, unde să ne auzim și să înțelegem și să spunem în prim plan interesul național al nostru, dar nu interes de grup, meschin sau de cine ne conduce pe noi, din spate. Asta, așa, printre altele. Oamenii au dreptate și le dau dreptate în cerințele pe care le au. Avem probleme. Avem. Dar cine le-a creat, dacă nu noi toți împreună, toată societatea? Prin vot, conștient, inconștient, prin tăcere, prin cumătriți, prietenie. Și am ajuns unde am ajuns. Ne punem întrebarea. Dacă noi am merge pe calea aceasta care solicită platforma, nu zic de cei, mie mi-e clar ce vrea opoziția parlamentară, Dodon, Usată și ceilalți. Și fiecare e clar. Ei vor să ne ducă, să ne pună ursul în spate. Dar cum să înțeleg cei care să zic că sunt pentru cursul european? Dar nu înțeleg un lucru, că de fapt într-o discuție a mea cu unul din liderii platformei a recunoscut că e exclusă alegea anticipate. Nu pot fi alegea anticipate. Și ies din cabinet de la mine și vin în piață și spune că alegea anticipate. Cum să fiu eu alături de dumnealor și partidul pe care îl conduc? Republica Moldova
trebuie să rezolve problemele prin puterea pe care se formează în mod democratic. Eu sunt mai tânăr, în sală sunt oameni mai în vârstă ca mine. Avem frați, părinți, bunii care au luptat o viață întreagă pentru libertatea noastră. S-au jertfit familia, viața personală. Au stat în gulaguri, au fost deportați în Siberia. Și astăzi noi atât de ușor să spunem că jos și gata, nu mă interesează. Eu vreau să vă spun, stimați cetățeni, da, aveți dreptate și în furtul miliardului, și în corupție că i-a crescut picioarele, și că sărăcia e mult mai mare, și că pensiile, salariile, bursele, locuri de muncă lipsesc. E rău, e greu. Dar ce fel de patrioți suntem noi și ce fel de oameni politici vrem să fim când noi vrem răul de astăzi să-l transformăm într-un rău și mai mare? Am în vedere în caz de alegeri anticipate. Cine vine la putere? Ce nu-i clar? Că vor alege președintelui direct. Nu-i clar cine o să fie președinte? Nu, stimați cetățeni și domnilor de la platformă, lupta asta noi liberali nu vă cedăm. E lupta sfântă a noastră care a început-o cu părinții bunei și trebunei noștri. Și trebuie să o duci la bun sfârșit. Numai printr-o stabilitate politică, stimați cetățeni și onorată asistență, putem rezolva probleme. Și cel mai important, că aceste probleme care le avem noi, le putem rezolva doar continuând cursul european. Doar făcând parte din marea familie europeană, putem să avem un stat de drept și democratic, un stat în care legea să fie una pentru toți, un stat în care omul să fie prioritate și nu funcția care o deține cineva din noi. Iată de ce cred eu că cei care strigă azi în numele cetățenilor sunt împotriva lor. Noi, partea conștientă a societății, trebuie să pledăm pentru o stabilitate politică împotriva legii anticipate, să fie alegerile atunci când vine timpul și cetățenii, prin vot democratic, să spună cine trebuie să conducă acest stat și cine trebuie să rezolvă problemele și cum să rezolvă problemele. Dar așa, cum unii vor, să formăm guvernul în piață, să alegem procurorul în piață, cine-i cei care stau în fața Parlamentului? Ei să ne dea nouă lecții? Doar ei au fost la guvernare. 8 ani de zile unul din ei. Și încă mai înainte. Și spuneți-mi, vă rog, unde e fericirea? Suntem alt popor. Unde e fericirea pe care v-a lăsat-o dumnealor, care azi vorbesc în numele dumneavoastră? Nu. Acești oameni nu v-au dorit bine și nu vă doresc nici astăzi. Și de ce eu consider că noi, partea conștientă și în primul rând cei care suntem astăzi la masă, trebuie să spunem un da pentru stabilitate politică, un nu alegerilor anticipate și un da pentru a rezolva problemele pe care le avem. Corupția, sărăcia, contrabanda și toate celelalte. Și numai așa putem să devenim un stat cu adevărat democratic, un stat de drept și o societate cu dreptate și bunăstare. Vă rog foarte mult să conștientizați acest lucru. Noi n-am avut așa șansă timp de 200 de ani. Și cu toate problemele pe care le avem, altă cale decât parcurgerea cursului european nu există. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim, domnule președinte, stimați colegi, noi discutăm, lucrăm deja de 2 ore și 37 de minute. Vreau să vă informez că și-au exprimat dorința să participe în discuții domnul Valeriu Moraschi, ex-prim-ministru al Republicii Moldova, domnul Anatol Țăranu, analist politic, domnul Andrei Țurcanu, scriitor, domnul Roman Mihăieș, analist politic, domnul Vlad Grebince, reprezentant al Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova, domnul Petru Chiriac, vicepreședinte a Confederației Sindicatelor din Republica Moldova. Și vreau să vă întreb cum procedăm în măsura în care se simte deja puțin oboseală în sală.
Există persoane care insistă, am înțeles că domnul Valeriu Muravski insistă să-i oferim cuvântul la fiul nedetate să facem acest lucru. Domnul Bregă, nu l-am pomenit aici, de mult s-a exprimat această dorință. Domnul Belosieșnic, eu cer scuze că vă întrerup, dar eu mai mult de o oră tot aștept dreptul la cuvânt. Natalia Muraru, atunci domnul... Eu dacă e posibil, câte două minute de fiecare. Ca deci, vreau să vă întreb cum procedăm. Strict două minute fiecare. Natalia Muraru, două minute de fiecare, atunci... Ce spuneți? Eu am făcut... sau două? Două minute, eu mă... Da, vă rog, după care domnul Valeriu Muraru, domnul ministru, vă rog mult. Da, vă rog, Natalia. În primul rând, bună seara tuturor prezenți în această sală. Vreau să vă spun că eu am venit la acest dialog social nu pentru a semna vreun pact cu reprezentanții puterii, pentru că tot ce eu am desemnat cu această putere sunt impozitele pe care noi cetățenii vă plătim lunar și pentru care puterea trebuie să ne garanteze servicii calitative. Dar se pare că nu toți prezenți în sală conștientizează acest lucru. Dacă noi astăzi asistăm la un dialog adevărat între puterea și societatea, am o singură întrebare. De ce în această sală nu este prezent vicepreședintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc? Sau acesta nu mai are nicio tangență cu puterea de Moldova? Dar poate este o întrebare retorică. Vreau să spun că acei care au dus la starea actuală de lucru n-au niciun drept moral și capacitatea de a propune soluții de ieșire din actuală criză. Aceasta este părerea mea proprie. Dumneavoastră știți mai bine decât noi că alegerile din 30 noiembrie au fost câștigate printr-o mare minciună despre furtul din sectorul bancar, prin multe șmecherii promovate prin media controlate de către dumneavoastră și prin alte încălcări ale legislației în vigoare. Moldova a ajuns să fie guvernată cel mai prost în ultimii 24 de ani. E o stagnare aproape totală la toate nivelurile. Neprofesionalism și obscurantism peste tot. Profesionaliștii au fost înlocuiți cu oamenii care vă sunt personal loiali și dumneavoastră știți acest lucru. O singură persoană în stat care nici n-a binevenit să participe la acest dialog, mă refer la Vlad Plahotniuc, a instituit controlul asupra tuturor fluxurilor financiare din țară și dumneavoastră știți acest lucru. În sistemul bancar, în sistemul energetic, metal feros, telecomunicații și multe alte domenii. Având la îndemână Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție și Justiție, acesta vă controlează și pe dumneavoastră, domnul Orfelat și Ghimpu. El vă șantajează, nu știu cu ce, cu dosare, cu alte informații, noi nu știm acest lucru, dar inclusiv din cauza dumneavoastră, Republica Moldova a ajuns de la o poveste de succes la un stat capturat. Măcar recunoașteți acest lucru, că l-ați ajutat să facă acest lucru. Și astăzi Moldova este controlată dintr-un singur sediu de pe Bulevardul Cantemir. În opinia mea, dacă dumneavoastră cu adevărat doriți să scoateți Republica Moldova din actuală criză, trebuie de făcut câțiva pași. Voi încerca să fiu tare succintă. 1. Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Serviciul de Informație și Securitate, BNM, CNI, CCA, Curte de Conturi, CEC, ANRIA, Consiliul Concurenței și alte structuri de drept și de reglementare să fie imediat depolitizate. Schimbarea conducerii e doar un prim pas. Procedura de numire trebuie să fie garantată de mediile specializate, societate civilă, structuri europene și fără participarea dumneavoastră. În paralel, trebuie adoptate pachete de legi necesare pentru reformarea acestor structuri. Crearea imediată a unui guvern tehnocrat, din care nu va face parte niciun reprezentant al partidelor de la guvernare. Varianta tehnocratului Bride nu mai merge. Un guvern cu adevărat tehnocrat care va fi mandatat să adopte un pachet de reforme până la finele acestui an. Codul electoral și legea privind finanțarea partidelor politice să fie schimbat în așa fel ca să fie distrus actual sistem de privatizare a șachierului politic de către sacii cu bani. Așa că scena politică să fie deschisă pentru noile forțe politice, inclusiv cele de dreaptă, ca să nu mai fim șantajați cu scenariile apocaliptice cu Donbas, Mâna Moscovei și așa mai departe, ceea ce face actuala guvernare. 4. Trecerea la alegere directă a șefului statului. Și ultima, vreau să vă spun în rusă, păstrați-se vă IT, istoriu, a ne vleapăță. Asta a fost tot ce am vrut să spun. Să mulțumim mai mult, Natalia. Noi nu mai facem comentarii, doar vreau să vă mărturisesc că nu l-am găsit în lista celor imediați pe domnul Vlad Plahotniuc. A fost o scăpare, probabil. Dar dreptul la replică. Vă rog foarte mult, sub formă de teze, domnul prim-ministru, domnule Valeriu Muraschi. Vă rog până la două minute, sub formă de teze, pentru că toată lumea dorește să-și expună cel puțin succint ceea ce fierbe. Înțeles.
Mii, da? Da, mă scuzați. Da, mulțumesc. Onorată asistență, eu am să cer 2-3 minute. Deci o mică replică, domnule Ghimpu. Domnul Ghimpu, cu membrii Consiliului noi să ne lămurim, alegătorii. Ia cu voi ce de făcut? Nu știm, nu ne ajunge cadru. E clar, da? A doilea. Desigur, pe mine, ca toată lumea, mă frământă ce se întâmplă cu noi și pe unde să ajungem. Lucrurile astea dintr-un considerent că am fost atunci cu domnul președinte și cu alți colegi la începutul apariției acestui stat. Și a doilea, că vă spun sincer, poate nu ar trebui să spun, copiii și nepoții mei au plecat în hotare. Și m-a rămas la bătrânețe. Și zic, sigur că apare întrebarea, ce de făcut mai departe? Eu consider, în context ce a spus și domnul Vitale Andreevski, la noi multe rele, sau aproape toate rele, sunt încep la clasa politică. La sistemul politic, clasa politică și liderii politici a noștri. Cineva vreo câțiva ani în urmă a lansat o teză, principii și valori. Nu vă spărați din un plas critic. Tăman că noi, liderii noștri și clasa politică, n-au nici principii, nici valoare. Deci spordesc toate lucrurile. Deci a merge degradarea. Eu am fost prim-ministru, dar mi-e greu să spun. Domnule, uitați-vă și membrii guvernului avem. Ce, asta e serios? Începem cu problema principală, educația. Așa, vine nou ministru, ce face? Domnule, directorii o să-i dăm la organele raionale să-i aleagă aceea. Noi ce nu știm ce să face raioane? Domnule, nănaș cu mătri, neamuri, chestii. În loc să spui doamna ministru, da, au fost începute reformele, anevoios, ca să motivăm să participi la concurs valori de director, vicedirector. Noi îți propunem guvernul, hai să mărim salariul la director. Ar fi o motivație, ar fi o soluție. Nu mai vorbesc de învățământ superior. Acolo în generii. Adică aici vorbesc multe lucruri la noi. Mai departe. Noi, mă scuzați, iată, noi discutăm, mie îți creează impresia, puterea reală nu e aici, la noi în sală. Iată așa, pur și simplu, noi așa conclug discuții și posibil greșesc. Domnul președinte, nu vă spărați, eu vă respect. Consiliul Superior al Magistraturii înaintează judecători, așa? Dumneavoastră aveți informații, sinsuri la cine, respingeți. Nu puteți să acceptați. Domnule, măcar să fac o fățărie la Consiliul Superior al Magistraturii, să fac că îi mai examinează minuțios și nu ce. Absolut, așa, fără niciun... E ceva strașnic. Lunea doar vede toate lucrurile astea. Cum se poate așa? În general, degradăm în toate direcțiile, în toate direcțiile. Eu mă ocup cu un mic business agricol la țară, e dezastru. E dezastru total asta, e, nici nu știi ce poate să ne aștepte în viitor, dar nici nu dacă există viitor. Eu nu accept metode de astea, adică eu sunt adept a dialogului, chiar și a compromisului, când este necesar să atingi scopuri, dar în principiu eu vreau să spun, să declar că eu susțin revendicările expuse în manifestul platformei DA. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule prim-ministru. Noi vă promit eu că vă invităm la o discuție despre învățământul superior. Vă rog să nu refuzați. Domnul Anatol Țăranu, eu nu vă mai prezint din nou. Vă rog foarte succint. Și se uită deja nu știu cum la mine. Da, vă mulțumesc, domnul rector, domnul președinte, domnule președinți. Parafrazându-o pe Guy de Maupassant, pot să spun că eu nu sunt atât de talentat ca să scriu novele scurte sau să vorbesc foarte succint. Niște teze. Poate o prinde bine. Această țară este bolnavă, este gravidă cu o contrivoluție. Și această contrivoluție e acolo, în fața Parlamentului. E astăzi se clocește în corturile din fața Parlamentului. Faceți voi o revoluție pe cât e de posibil. Una de catifea, domnul Cană. Noi avem nevoie de revoluție. Dacă nu o faceți voi, fac o contrivoluție aceea. Și atunci avertismentele ambasadorului american
că pentru noi alegerile anticipate ar putea să fie o catastrofă acum, vor deveni o realitate. Domnule președinte, aveți această împuternicire. Anunțați un referendum privind alegerea președintelui prin vot direct a poporului. Domnilor parlamentari, faceți schimbările respective la instituțiile care sunt responsabile pentru afacerea miliardului. Nu o să faceți. O să fie foarte rău. Noi astăzi ne-am convocat aici ca să găsim o soluție pentru oamenii cei care au plecat. Ei au plecat, au făcut, apropo, au făcut un cadou guvernanților. Ei, dacă rămâneau aici, situația pentru dumneavoastră era mult mai complicată. Dar ei nu vor dispărea. Nu vor dispărea oamenii de acolo, din Piața Mare Adunării Naționale. Trebuie de găsit o soluție. Trebuie de acel program care trebuie astăzi toți împreună să elaborăm de ieșire din criză. El trebuie elaborat, inclusiv și calendarul. Nu vom face acest lucru. Vor câștiga cei din fața Parlamentului. Mulțumesc. Mulțumim, Roman Mihăieș. O să fiu foarte concis, pentru că este puțin timp. În primul rând, eu salut acest format care a fost instituit de către președinție, parlament și guvern. Este un absolut necesar pentru a discuta cu partea activă a societății problemele care s-au acumulat. În același timp, trebuie să constatăm că cursul pro-european al Republicii Moldova este în pericol, iar opoziția radicală anti-europeană și populiștii sunt foarte activi și există pericolul dictaturii străzii. Noi nu trebuie să admitem în Republica Moldova dictatura străzii. Trebuie să încercăm să găsim consensul în cadrul dialogului care astăzi este aici pornit. Eu aș sugera ca a doua parte a acestui dialog să fie undeva în luna decembrie, ca să putem să contabilizăm acea foaie de parcurs care probabil va reși din acest dialog. Problemele Republicii Moldova nu vin de la o singură persoană, cum încearcă cineva aici în mod subiectiv să transforme discuția în ura personală față de o anumită persoană. Problemele Republicii Moldova sunt sistemice, le s-au acumulat mulți ani de zile. Este și o consecință a faptului că în anul 2000 a avut loc o reformă constituțională care nu a fost dusă până la capăt. Și eu sunt de acord cu cei care spun aici că trebuie să petrecem un referendum cu două întrebări. Prima întrebare, sunteți de acord că președintele Republicii Moldova să fie ales în mod direct de către întreg poporul? Și o doua întrebare, dacă sunteți de acord ca să fie ales în Parlament. Numai atunci vom avea pace în Republica Moldova, pentru că sunt două opinii ireconciliabile. Unii doresc ca președintele să fie ales de către popor, alții doresc să fie ales de către Parlament, și ca să împăcăm aceste opinii contrare, este o singură soluție. Poporul să decide la referendum pentru ambele soluții. În acest context, trebuie să menționăm că, din păcate, o parte a clasei politice nu vrea să dialogueze. Sunt acei care sunt în fața Parlamentului, opoziția anti-europeană. Eu sunt convins că și cu ei trebuie să discutăm, însă nu trebuie să admitem că ei să dicteze condiții celor care sunt pro-europeni, celor care sunt pentru opinia de dezvoltare europeană a Republicii Moldova. În acest context, cred că toți trebuie să înțeleagă. Schimbarea clasei politice sau schimbarea guvernării poate să aibă loc numai prin alegeri parlamentare. Nu prin revoluție, nu prin lovitură de stat. Vă mulțumesc mult. Noi vă mulțumim pentru propuneri concrete. Domnul Andrei Țurcanu, trecem pe dreapta. Domnul Andrei Țurcanu, scriitor. Onorată asistență, sunt de acord că alegerile anticipate ar însemna o catastrofă pentru noi. Nu cred că problema președintelui este o problemă importantă pentru stabilitatea noastră, ba dimpotrivă. Aș avea mai multe de spus, dar am să mă limitez doar la niște sugestii finale. Pentru ca această adunare să nu termine cum terminau odinioară adunările de colhoz, este nevoie de o structură organizatorică viabilă.
Mă gândesc la un parteneriat de dialog social din care se lipsească, ați văzut azi, șefii partidelor ce au vorbit, deci se lipsească șefii partidelor să se dea într-o parte, să fie un grup reprezentativ al societății civile și, doi, grupul de negociatori din partea instituțiilor de stat, experți ai puterii. În decurs, să zicem, de 3 zile, grupul de lucru din partea societății civile identifică problemele stringente cu cea mai mare așteptare socială și căile posibile de rezolvare a lor. În următoarele 5 zile, vorbesc cu aproximație, elaborează împreună cu grupul de negociatori ai puterii o platformă comună în care să se detalizeze problemele, termenii și executorii responsabile, neapărat. În final, în decursul a 10 zile de la ședința noastră de azi, se semnează memorandumul parteneriatului de dialog social ca o garanție că dialogul nu va deraia într-un joc de amâța și șoarecele și nu se va termina doar cu un petic de hârtie, sunt absolut necesare arbitrajul și contrasemnăturile unui grup alcătuit din partenerii externi. Am toată convingerea că regularitatea convocărilor de mai departe ale acestui parteneriat, responsabilitatea membrilor grupului de lucru și totala transparența discuțiilor și deciziilor luate vor avea efectul pe care toată societatea îl așteaptă, inclusiv protestatarii care stau în spatele DA și toți nemulțumiții din Republica Moldova. Vă asigur că sunt foarte mulți. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Țurcanu. Să știți că și partidele politice fac parte din societatea civilă. Vreau să rog pe Vlad Gribincea, Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova. Doar că foarte succint, vă rog mult, după care domnul Petru Chiriac și poate nu se supără Oleg Brega, să lăsăm ceva bun pentru data viitoare. Dacă nu îi oferim cuvântul Oleg Brega, vă supărați. Bine, am zis, dacă nu se supără, dacă se supără, eu oferim cuvântul, desigur. Mă rog. Mulțumesc, domnule Belosteșnic. Doamnelor și domnilor, bună seara. Discutăm aici de 2 ore și 50 de minute. Venind astăzi aici, mă întrebam, pentru ce vin astăzi aici? Și n-am tot să-mi răspund la această întrebare. Dar aș fi vrut ca astăzi aici să avem o discuție sinceră. Nu despre sperietori cu alegeri anticipate, nu despre cine pe cine reprezintă, nici măcar cine este vinovat. Eu aș fi vrut să obțin răspuns la întrebarea ce trebuie de făcut. Vorbim aici de stabilitate politică. Poate nu am dreptate, dar experiența mea a arătat că stabilitatea politică nu reprezintă păstrarea ceea ce avem astăzi. Protestele din stradă au confirmat că așa nu se mai poate. Cea mai bună stabilitate politică poate fi acaparată prin activități ferme de reformare. Se spunea aici de 3 ani, domnule președinte Lupu. Mă tem că nu există acești 3 ani. Nu avem acești 3 ani și această încredere a populației o puteți acapara acum, obține, prin acțiuni ferme în termen de maxim 30 de zile. În ultimul timp am observat mai multe consilii formate și atunci când văd multe consilii, inevitabil îmi vine în gând zicala din popor despre consilii. Nu aș vrea să cred în asta. Și de asemenea îmi vine în gând zicala răposatului Gheorghe Susarengo, care spunea că lucrurile bune de mult au fost inventate, nu trebuie de reinventat bicicleta. Avem opiniile experților străini. Avem pachete de legi pe procuratură, pe CNI. Votați-le. Dacă mai rămâne ceva, se mai discută. Solicitările prezentate de către domnul Barbaroși aici nu erau poziția dumnealui. Era poziția întregii societăți civile reprezentată astăzi.
Și revin înapoi la ceea ce vroiam să spun, la sinceritate. Mă tem că dacă în 30 de zile cele ce le-a solicitat domnul, le-a spus domnul Barbaroș aici, nu vor fi realizate, va fi greu să vorbim despre sinceritate. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule vicepreședinte Petru Chiriac. Vă mulțumesc mult, stimate domnule moderator, mult stimați demnitari de stat, mult stimați conducători de stat, onorată asistență, în temeiul articolului 42 din Constituția Republicii Moldova, care stipulează că sindicatele contribuie la apărarea intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților, Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova înaintează următoarele propuneri. În domeniul parteneriatului social, desigur că ne dorim ca Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective, care deja este completată cu reprezentanții Guvernului, să își urgenteze activitatea pe problemele ce țin conform înaintate de către patronate și sindicate. Și această comisie doresc ca să fie într-adevăr o comisie lucrativă, să fie o comisie care să reflecte prin dispozițiile, prin responsabilitatea tuturor persoanelor adevărul și să fie publicată în mijloacele de informare în masă. În domeniul retribuirii muncii ne dorim ca până la urmă salariul minimum pe țară să fie unic și adus la nivelul minimumului de existență. În domeniul combaterii muncii la negru și achitării salariilor în plic, dorim ca în prim plan să se efectueze o înregistrare a tuturor angajaților la toate unitățile economice printr-un registru oficial, ca să știm în totalmente câte persoane sunt angajate legitim și câte persoane sunt ilegal angajate la lucru. Și mai departe, se cere de implementat recomandarea 204 a Organizației Internaționale a Muncii, adoptată la 12 iunie 2015, cu privire la tranziția de la economia informală la economia formală. În domeniul creșterii nivelului de trai al populației, noi suntem pentru ratificarea Convenției 102, pentru ratificarea Cartei Sociale Europene, ea este numai o parte ratificată. În domeniul protecției tinerilor, vorbim de mult, dar se cere totuși până la urmă de elaborat convenția cu privire la protecția socială economică a tinerilor și crearea condițiilor normale pentru a lucra în țara noastră și nu peste hotare. În domeniul asigurării și protecției sociale avem mai multe probleme ce țin de pensii, de sistemul pensionar, de asigurările sociale, nu le pot enumera, că sunt mai multe. În domeniul asigurării medicale, ne dorim ca acel procent care se transferă din fiecare an, el să influențeze asupra îmbunătățirii calității serviciilor medicale și nu cu alte scopuri. Deci, noi sindicatele suntem gata să ne așezăm la orice discuție, la masa de tratative, la masa de dialog social, în folosul oamenilor muncii, în folosul poporului în întregime și să ne orientăm spre calea care este deja bună pusă în Republica noastră de îndeplinit acordul de asociere Uniunea Europeană Republica Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și noi, dumneavoastră, sindicatele, aveți posibilități egale mult mai mari de a iniția discuții cu guvernarea, folosiți-le. Și Oleg Brega, nu știu cum să vă prezint, fiindcă nu v-am găsit în lista celor invitați, vă prezentați dumneavoastră în ce calitate sunteți? Mulțumesc, nu vreau nici să mă prezint, lumea știe ce calitate am, sunt activist civic. Vreau să vă propun un test de sinceritate, de voință politică și de eficiență guvernanților, nu celor din societatea civilă sau din presă. Până să rezolvăm problema țării și a integrării europene, haideți să rezolvăm problema unui om concret. De 5 ani jumătate stă Tudor Pânzari în cort în fața ambasadei americane, după aceea în colibă în fața guvernului. După aceea au fost demolate colibele în fața guvernului, a venit aici lângă Palatul Republicii. Orfan, veteran de război, voluntar s-a dus și acolo a avut o contuzie, are de suferit din cauza asta. De 5 ani
iată, intră în a șasea iarnă, în condiții inadecvate, riscă să moară mâine, poi mâine, sub ochii voștri, lângă sediile partidelor. Vă iau o zi, dacă ați vrea, să-i rezolvați problema. Maxim o săptămână. Eu sper că măcar până la iarnă, până dau înghețul, le rezolvați problema unui om concret. Din fonduri de rezervă, de undeva, dați-i omului casa care a fost demolată de autoritățile de la Căușeni, sperând că el o să rămână în comă în 2002 și nu o să-și revină și nu o să aibă cine cere socoteală. Nu o rezolvați cum o face Usatăi sau alții din banii oligarhilor. Din fondul de rezervă sau recuperați de la cei care au folosit apartamentul lui, folosiți instrumentele statului ca să faceți dreptate unui cetățean concret, abia atunci o să aveți credibilitate, cel puțin în fața mea. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim foarte mult, Oleg. Onorată asistență, stimați colegi, vreau să întreb președintele Republicii Moldova, președintele Parlamentului, domnul prim-ministru, dacă insistați să aveți tot dreptul să interveniți aici la sfârșit de discuții. Eu, în primul rând, vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care s-au prezentat și au găsit de cuvință să vină să discutăm împreună probleme ce țin de interesele Republicii Moldova și de situația actuală în care noi ne aflăm. Am ascultat diferite opinii, critici, acele constructive le accept, cele care sunt neîntemeiate le resping și sper că noi împreună o să găsim soluții pentru a ieși din situație. Au fost propuneri concrete, bune, interesante și nu o să le arăt care sunt, dar noi le-ați ascultat. Doresc ca noi până la sfârșit să găsim soluții la problemele cu care ne confruntăm astăzi, confruntă societatea și eu sunt sigur că o să reușim. Nu mă vreau să aduc la cunoștință, aici să vorbi despre faptul că judecătorii toți care sunt propuși sunt numiți, ceea ce nu corespunde adevărului. Aduc la cunoștință pe faptul că au fost respinse foarte multe candidaturi de către mine, personal, care am considerat că nu întrunesc condițiile necesare pentru a fi numit în funcție. Dar este o procedură când Consiliul Suprem al Magistraturii are dreptul să vină a doua oară cu aceeași candidatură și eu sunt obligat să o numesc. Și așa am făcut. Așa e legea. Chiar am propus să fie modificată legea, această lege. Nu s-a acceptat. Deci, lasă să ne gândim, trebuie să ne gândim cum să procedăm mai departe. Mă gândesc să revin la două oară în Parlament cu aceeași propunere referitor la modificarea legii, care să-mi deie dreptul sau să nu deie dreptul ca persoana să fie propusă a două oară. Astea sunt detalii, dar importante ca oamenii să cunoască, să nu fie interpretat că președintele acceptă tot ce se propune. Acum vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru participare și să vă dorim succes. O seară bună! Vă mulțumim, domnule președinte, domnule președinte al Parlamentului. Da, vă mulțumesc foarte mult. Sincer, și mă adresez aici colegilor din societatea civilă, sincer, noi toți avem rezerve și aveam rezerve în privința succesului și în general a organizării acestui eveniment. Și noi veneam cu gândul că oare pentru ce să o mai organizăm și care în general sunt rezultatele unui exercițiu de 3 ore. Dar acum îmi dau seama că a meritat. A meritat să avem o discuție. A meritat, cum spunea și domnul Andreevski, să avem un dialog și poate chiar ar merita să fie într-o oarecare măsură instituționalizat, ca să fie mult mai periodic, să ne vedem, să ne auzim, să ne ascultăm. Nu doar ca să auzim problemele curente, care oricum partidele și prin reprezentanții săi discută, că e la sat, că e la oraș,
dar și chiar viziuni mai fundamentale. De ce nu să organizăm sau să agreăm, ar fi cazul să organizăm referendumuri cu cel puțin consultative, ce ține de alegerea președintelui, ce ține de neutralitate, poate ce ține de unire, domnul Dabija, poate e cazul să punem pe masă lucrurile așa cum ar trebui, să nu mai ascunde și să punem odată poporul să decide dacă e cazul să vorbim de unire sau nu. Cu toate angajamentele și să ne asumăm eventual rezultatul care o să fie. Este bine că cei din secretariat au venit și cu propunerea de a avea e-mail-uri și telefoane în care noi să ne mai trimitem și înscris acele sugestii, dar sunt sigur că toți cei trei lideri a unor instituții importante sau ar trebui să tragă și niște concluzii, și la fel și liderii partidelor care sunt prezenți aici, și eu regret foarte mult că cei din opoziție sau cei care se consideră în opoziție nu sunt, ca să le ascultăm și vocea lor, chiar dacă mai intensă sau mai puțin. Eu rămân optimist în general și sunt sigur că angajamentele asumate atât față de cetățeni, cât și față de partenerii noștri de dezvoltare, vor fi aduse la bun sfârșit, chiar dacă acum trecem prin anumite provocări și chiar dacă puțin ne mai ia timpul. Dar în ceasul a 12-lea vine și mintea moldoveanului la un moment dat. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule prim-ministru. Mulțumesc. Așteptările mele de la această întrunire au fost și rămân foarte și foarte importante. Eu ținteam împreună cu colegii ca urmare acestui dialog să avem stabilite niște angajamente reciproce. Chiar grele, fie ele dificile, important să știm exact ce și când trebuie să facem, nu doar viziunea noastră, dar viziunea tuturor celor care participă la acest dialog. Contam pe o înțelegere că aceste schimbări, reforme, acești pași care trebuie să-i facem, să-i facem în rezultatul unei conștientizări reciproce din partea guvernării, dar și din partea actorilor sociali, că aceste schimbări pot fi făcute în condiții de stabilitate politică. Ca măcar pe perioada cât vor fi implementați acești pași, actorii sociali mai activi, mai volubili, să-și ia niște angajamente, că ei vor avea și ei un soi de moratoriu pentru a oferi un răgaz Republicii Moldova, pentru a oferi o șansă Republicii Moldova. De aceea contez că aceste așteptări de la acest dialog urmează să fie puse încă în practică. Deci optez pentru o continuitate, ca să avem o viziune de continuitate, ce va fi mai departe. Fiindcă astăzi ne-am întrunit, am ascultat multe, multe reproșuri, unele din ele la limita insultelor în adresa guvernării. O parte din ele nu le accept, nu accept acuzația de neprofesionalism a colegilor din guvern, când sunt foarte mulți miniștri foarte buni, sunt mulți specialiști. Dacă mulți consideră că soluția salvatoare este Măria sa tehnocratul, aș vrea să-i văd participând, fiindcă atunci când vine vorba să vină, să participe, să ascund toți pentufari la diferite concursuri sau să vină să participe propriu-zis. Nu voi fi de acord cu faptul că ședințele guvernului nu se fac așa cum trebuie. Ele cel puțin sunt publice astăzi și poate fiecare cetățean să judece, spre deosebire de perioadele când erau închise, și le organizăm bine și punem în practică indicațiile și monitorizăm executarea indicațiilor, stimați critici. Dar avem multe de corectat, sunt de acord, deci i-am invitat pe toți, hai să decidem împreună ce pași să facem ca să oferim o șansă Republicii Moldova. Repet încă o dată, nu ne cramponăm de fotolii. Doamne ferește! E o situație când ne îndeplinim datoria, datoria civică, datoria politică care ne-a fost delegată de către cetățeni.
Ne-am dorit o continuitate. De ce aș propune, stimați colegi, stimați domnule președinte, stimați domnule președinte a Parlamentului, ca în zilele care urmează să lansăm către toți participanții la acest dialog de astăzi o propunere să se înscrie în câteva subgrupuri de discuții. Grupul pe subiecte economice, financiare, bancare, spre exemplu, ar fi un grup de discuții relevant. Grupul pe probleme politice, pe probleme general administrative, probleme de administrație publică și sistem electoral, ar fi un alt grup relevant. Grupul care ar dezbate problemele sociale, educaționale, problemele legate de sistemul de sănătate, ar fi de asemenea un grup relevant. Și eventual altele. Noi o să venim cu un asemenea apel, în așa mod ca peste un anumit termen, cei care se vor înscrie în aceste grupuri, noi nu o să forțăm pe nimeni să vină neapărat, veniți și vă înscrieți, însă să stabilim o săptămână, spre exemplu, cel mult, ca aceste grupuri să propună cele mai urgente acțiuni care pot fi realizate în limite, subliniez, constituționale, actuale Constituții, noi trebuie să o respectăm, și în limite legale, care pot fi puse în practică și care vor fi un angajament al guvernării față de societate pentru următoarele săptămâni și luni. Sigur că ne tărăgânând prea mult acest proces, aș considera că măcar acesta ar putea fi un rezultat. Desigur că ne-am fi dorit ca în perioada executării acestor angajamente să fie o liniște în țară. Înțelegem că nu o vom avea după conduita celor care au venit și au spus ce au avut de spus într-o manieră care o cunoaștem, dar principiul de bază, fără ultimatumuri, principiul de bază ar trebui să fie fără populismul agresiv, așa cum au menționat și colegii, și atunci am putea să reușim. În caz contrar, sunt foarte, foarte îngrijorat privind prezentul și viitorul țării mele. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule prim-ministru, stimați colegi, onorată asistență. De fapt, nu a fost preconizată o finalitate concretă pentru această primă întâlnire, decât faptul că va fi prima. Nu ne permitem să facem unele concluzii de conținut, doar că vrem să desprindem câteva momente din luările de cuvânt care au fost expuse. 25 la număr în această sală. În primul rând, marea majoritate a vorbitorilor au susținut această inițiativă a celor trei conducători ai Republicii Moldova în vederea organizării unor dezbateri publice, unui dialog social. Doi, s-a propus continuarea acestui dialog pentru a decide poate și tematici mai concrete pe care le putem discuta. Și trei, au fost înaintate un șir de propuneri, unele mai emotive, altele mai concrete. Există secretariatul care le va sistematiza și generaliza. Acceptăm probabil că această propunere înaintată de domnul prim-ministru pentru a forma unele grupuri, zic, mai aproape de subiectele care au fost discuse, care au fost supuse discuțiilor, astfel ca să revenim poate în detalii mai mari în cadrul întrunirilor viitoare. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru participare la acest forum. Vă îndemn să fiți la fel de activ și în cadrul întrunirilor care urmează să aibă loc. Despre ce veți fi informați suplimentar, sunt invitați toți doritorii, inclusiv cei care astăzi, din motive diferite, nu au putut să fie prezenți. Și desigur că vreau să aduc mulțumiri reprezentanților mass media pentru faptul că au fost împreună cu noi în această seară. Un rol asistență, să aveți o seară cât mai plăcută și pace și liniște Republicii Moldova. Numai că oamenii nu că nu au reușit să vină, oamenii nu au vrut să vină și mulți oameni nu vor mai veni la jocuri de genul ăsta. Ceea ce spune domnul Străleț pe grupuri de lucru a fost CNP.